Bună seara, oameni buni, la un nou podcast. Am răspuns solicitărilor voastre și am invitat un, un specialist în, în bursă și un pasionat de bursă face chestia asta încă din, din liceu e foarte pasionat de piața de capital se numește Mihai Chișu salut Mihai salut Sorin. mulțumesc de invitație și o să vă răspund de la toate întrebările o să discutăm foarte foarte basic pentru că uh, foarte mulți dintre voi nu sunteți familiarizați cu, cu bursa deloc și îmi puteți întrebări foarte basic și atunci o să discutăm de la, de la zero Facem un pic de istoric al bursei și după care uh, o să mergem step by step cum să investim la bursă care sunt risc ce riscuri avem să ne pierdem bani, ce beneficii avem pe termen mediu, scurt, lung, cum e mai bine să fii investitor pasiv sau activ, ce implică asta și multe alte subiecte. Hai să începem cu începutul, nu? De când a apărut bursa? Dacă te uiți așa în istoria, în istoria acestui, să spun, acestui business, el are, se presupune că ar fi fost prima oară în Olanda, când s-au încercat ridicarea din unor bani, se ridicau niște bani de la populație pentru a se face anumite business-uri Și toate lucrurile acestea, încet, încet, au început să se coaguleze sub o formă din ce în ce mai vine așezată și din punct de vedere legal ca în ani, sute de ani, pentru că vorbim aici de un business care a apărut sau un gen de afacere care a apărut acum câteva sute de ani. 1600 de 1600 ceva da? compania a, indilor a, de vest. A ajuns în final sau a ajuns în zilele noastre să fie de fapt o adevărată industrie, o Componente importantă a piețelor financiare și uh, o resursă extrem de prețioasă pentru companii de a se finanța. Acesta este rolul primordial al pieței de capital al bursei, printre care <coughs> uh, finanțare care se întâmplă în special în piețele în americane. Acolo multe companii se finanțează prin bursă, din acest motiv și piața americană este o piață atât de puternică. Prin comparație cu piața europeană? Ei dau tonul, Mihai? adică ce se întâmplă acolo se Nordul răsfrânge și asupra bursei de România la un moment dat. Nordul busolei, ca să zic așa, acolo este. Ce se întâmplă în America, într-adevăr, este factorul declanșator al marilor mișcări pe care mai departe între Mapamontul le resimte. Și care ajung într-un final și în România, și fac o explicație, și foarte simplă. Pentru că mulți investitori care uh, cumpără acțiuni în România sunt investitori din poate și din acea zonă, sau mulți din acea zonă, și care își gestionează portofoliile în funcție de ceea ce se întâmplă conjunctural în America, macroeconomic, în poate în zonele de interes, și sunt investitori de indice. Și atunci când au nevoie, spre exemplu, să exciteze din anumite poziții, excitează dintr-un anumit sector, din anumite țări, din anumite... În fine, cum au construcțiile acestea, fondurile lor sunt uriașe și implicit se ajunge și în România. Te întreb de ce scade bursa românească, pentru că scade America, că nu e o legătură directă, dar în subsidiar există o legătură directă, pentru că acești bani circulă între... prin aceste fonduri circulă între cele două burse. nu Am înțeles. Um... Bursa românească cam de când? Bursa românească a existat, cred că prima oară a fost în perioada interbelică, dar după venirea comunismului da, în anii 40, 1940 și după cele de al doilea război mondial, s-au instaurat regimul comunist în România, Evident, proprietatea privată n-a mai existat. A dispărut. Drept consecință, bursa a dispărut cu totul pentru că bursa este despre, despre proprietate privată. Ea a reînceput în anii 90, cred că în anul 1994, s-a dat iarăși drumul pieței de capital în România. Țin minte, legea, era o lege atunci, legea 52 pe 1994, de asta Deci, în... exact acum 30 de ani. Exact acum 30 de ani, da. Și atunci, de atunci, piața românească de capital este într-o permanentă dezvoltare. E adevărat că primii ei pași, primii ani au fost niște antimizi care se tranzacționau, chiar mi-au aminte că se tranzacționau două zile pe săptămână doar, era un, nici măcar nu era un program de tranzacționare full time, adică se strângeau ordine și se făcea un preț de închidere la final. Tehnologia era una derizorie prin comparație cu ziua de astăzi. Am, am spus tot timpul gluma asta ca să înțeleagă cei care astăzi cred că e greu să investești. Eu cumpăram atunci ziarul astăzi în care vedeam prețurile de ieri ale acțiunilor și dădeam ordini pentru mâine în piață adică era un decalaj de două zile. Tu și ai prins perioada să... aia că practic ai peste 20 de ani din liceu. Te... Din facultate când eram în facultate în anul 2 de, fa de facultate m-am angajat. Pentru mine piața de capital a fost o pasiune a plecat de la câteva lucruri simple mi-a plăcut foarte mult un film eram și la în momentul acela în care Părinții te întrebau ce vrei să faci în viață și am văzut la un moment dat filmul acesta Wall Street și mi-a plăcut foarte mult și într-un fel mi-a rămas ideea aceea de broker. mi a, rămas -a, a plăcut dinamica aia cu dinamica, toată lumea țipa azi, cum, dar, se schimba alea, cum se schimbau aia cum săreau aia cum. Mi-a plăcut că era un personaj activ care știa ce vrea și care era foarte determinat și care în toate ipostazele în care se afla el a încercat să reușească. Și și-a asumat riscuri. Și cred că noi am și trecut în anii aceia 90, generația mea, care era o generație tânără, aveam 20 și ceva, 20 de ani, în fine, speram foarte mult. Ne voiam să ne asumăm niște riscuri pentru că trecusem puțin, gustasem din comunism, știam despre ce vorba și de toate acele bariere și toate acele limitări pe care le resimțisem. Și cu toții voiam să ne asumăm niște riscuri. Și atunci meseria aceasta mie mi s-a părut una care mi se potrivea. În consecință, mi am urmat acest vis și atunci când am avut ocazia să lucrez în acest domeniu, care s-a creat între timp în România, am făcut acest pas și în anul 1996 mă angajam deja ca broker. Deci după 2 ani, după ce s-a înființat bursa română, da, cum ar da, veni? Da. Și am trecut de atunci prin o experiență care au avut, într-un fel... Sau, mai bine spus, s-au raportat la vremuri. Pentru că fiecare perioadă importantă din piața românească de capital a fost determinată de anumite scopuri. Inițial, bursa Factori noastră, politici, economici. Exact, bursa noastră inițial a fost creată pentru a face un transfer din proprietatea statului către, către proprietatea privată. Marea privatizare. Și noi eram mai mult sau mai puțin niște colectori de cupoane, pentru că asta am făcut la început. Căutam acele companii pentru care aveam niște clienți care erau dispuși să plătească ca să le dețină. Și se creau atunci întregi uh, grupuri de brokeri care căutau, mergeam, țin minte că mergeam peste tot prin țară, știam unde sunt uh, cu preponderență cupoanele acestea, pentru că ele erau în funcție de... Uh, Zona, să mai bine spus, dacă era Azomureș într-o anumită localitate, cei mai mulți deținători de astfel de cupoane erau în acea localitate. Și noi mergeam și căutam și mergeam din ușă în ușă. Chiar adică a fost, bine, cred că și când ești tânăr, ești în stare să faci lucruri. O de muncă asta. de pionierat. Da. Și toată faza aceasta a durat ani de zile până când, de fapt, piața de capital românească a început să-și să nu mai fie o piață de colectare de cupoane, și s-a transformat, a început ușor, ușor să-și intre în rol. Să devină o piață în care să apară investitori care să cumpere acțiuni la niște companii pentru că vizau să aibă un câștig de capital, pentru că vizau să aibă un dividend de pe urma acestor investiții, pentru că uh, doreau să participe la, uh, să spun, în acele companii, să aibă participații în acele companii care în timp vor fi devenit unele dintre ele marile companii care ne reprezintă astăzi în România. Spre exemplu, Petrom este una dintre ele sau, uh, iată, nu știu, am, sunt multe. Mai, au rămas destul de puține companii din păcate de atunci. Noi am avut o bursă, paradoxală. noi am avut foarte multe companii când s-a făcut privatizarea în masă. Adică noi pe bursă am avut Dacia Pitești. Tractorul nu mai există, roman brașor nu mai există, Romcif, romcim, moldocim, toată industria aceasta de, de ciment a care, dispărut. Care a dispărut și care ar fi fost foarte valoroasă astăzi, dar inițial ea a fost acolo. Din ce cauze a dispărut Mihai? Pentru că cei care au știut cât de valoroase sunt aceste industriei și, în special, investitorii străini au venit să le ia, dar ceea ce au cerut și ceea ce a fost ca ele să nu mai fie publice, adică să să răscumpere toate acțiunile ce celor existenți. Au trebuit să ajungă la acel nivel încât legea să le permite mai departe, să cumpere, să te oblige să uh, îți vinzi participația. Adică, e o procedura se cheamă. Se mai poate și în ziua de azi chestia asta? Se poate dacă ajungi la 90 la, 9, 95% din companie. Deci, practic, atunci, într-adevăr, ești un deținător în totalitatea. Și, a... și poți să o decizie să te retragi de la bursă, cum ar veni? Exact. Ei bine, atunci lucrurile nu erau atât de riguroase. Eu cred că multe din aceste retrageri, nu știu dacă sau, nu mai mi-aduc aminte să spun exact cum era legea atunci, dar uh, cred că uh, condițiile au fost mult mai legere pentru a se retrage. Din păcate, bursa noastră a pierdut multe companii care ar fi putut să fie valoroase. Iată, astăzi, unele din industria cimentului care sunt încă prezente aici și care au fost pe bursă sau Dacia Pitești, ce bine ar fi fost nu, să avem Dacia în continuare pe bursă. Dar ne bucurăm că vin alte companii, S-a listat de curând Hidroelectrica, cea mai mare companie listată la bursă. Și ca să revin, bursa românească a fost într-o permanentă dezvoltare, într-o evoluție permanentă. E adevărat că um, prin comparație, privind alte burse, avem tot timpul acest sentiment că noi suntem departe de ceva. Ca și volum de tranzacții sau ca și, ca și ce volum, suntem departe? Ca parte? volum de tranzacții, ca număr de societăți care sunt listate și ca educație financiară. Într-un fel sau altul putem să spunem că putem să blamăm așa generii, ca societatea, că nu este suficient educată, dar poate că asta e un motiv și nu e, că la urmă exemplele sunt cele mai bune. Lumea dacă ar avea multe exemple ar înțelege că Educația financiară pe bursă înseamnă să, să începi să te interesezi. Este primul pas. Nu trebuie să fii profesionist ca să faci investiții, dar dacă vei ajunge să faci o mică incursiune în piața de capital, să cunoști un broker, să-ți dai seama cum să investezi niște bani, o să vezi că e foarte simplu. Și de fapt asta este marea problemă pe care o văd eu când vine vorba de educație financiară, că este de fapt lipsă de interes. Poate că nici nu a fost mediatizat așa de mult uh, afacerea asta, pentru că populația de rând care n-a avut nicio tangență cu burza sau nu e familiarizată sau ceva, are impresia că e ca un joc de noroc. Joc la bursă, poate pierd toți banii, poate nu-i nu pierd. Eu asta am tot încercat să le spun oamenilor și de-aia te-am și invitat aici, pentru că au fost foarte, foarte multe întrebări de genul ăsta. Uh, cât, uh, cât de mare este riscul să pot să-mi pierd toți banii pe care i-am băgat la bursă? Există riscul ăsta să pierd toți, să mai rămân fără niciun ban? Eu zic că, adică nu, eu spun că nu este acest păi, Acum ai o experiență de, de 30 de, de, de ani aproape și adică, statistic vorbind. Dacă te chinui, cred că nu reușești. <laughs> spun de ce. Sunt niște principii foarte simple. Dacă nu, te, dacă nu vrei să fii un, uh, un administrator uh, să spun, implicat al propriilor tăi bani, poți să adopți niște strategii, niște planuri care sunt foarte simple, care funcționează de când lumea. Nu le-am inventat noi. Bursele străine au această istorie de sute de ani în spate și ele au dovedit cu prisosință că dacă știi să aplici un plan și ești răbdător, ești te urci într-un tren care te duce în stația respectivă. Tot ce trebuie să faci este să te urci și să stai liniștit acolo, să contribui și să nu te intereseze drumul pentru că, uite, când te urci într-un tren, tu nu hotărăști pe undeva. Ea. Tu știi că te-ai urcat în București și în Bacău, pe calea aia ferată și ala e drumul. E bine, cei mai mulți ar vrea, dacă se poate, să conducă ei puțin. Și când încep să-l conduci, îl cam deraizi. Dacă uh, îți uh, inhibe această dorință de a fi uh, neapărat un, un. sau de a te crede că ești un bun investitor, și vei înțelege că există strategii foarte simple se cheamă unele, dollar, dollar, cost averaging, toată lumea a auzit de ele. De fapt, tu cumperi niște companii bune și o să spun ce înseamnă companii bune pentru a se face această selecție. Dacă tu le cumperi, ai răbdare și ple, pui bani în ele 10, 20, 30 de ani, vei constata că ajungi la destinație, la acel bacău și ai și bani. Dacă nu faci pasul acesta și zici, eu nu-mi cred, eu nu vreau, eu, ca cum se întâmplă adesea în viață, să nu avem încredere, în, să ne supraestimăm foarte mult ceea ce putem să facem într-un an de zile în mintea noastră și subestimăm foarte mult ce putem să facem în 20 de ani sau în 30 de ani. Și ca să dau un exemplu, e un revers al medaliei, este precum fumatul. Niciodată într-un an de zile nu simți nimic, asta e invers, nu faci nimic, dar în 20 de ani, 30 de ani, el s-ar putea să spună capac. Și atunci, așa e și la bursă. Tu nu faci nimic, un an, tu, dacă ești un an de zile activ, poate nu simți mare lucru. Sau poți să pierzi, pentru că s-ar putea ca bursa să exact. fie în declin în perioada exact. respectivă. Dar dacă te ții de drumul acesta, statistic este dovedit din toată cercetarea științifică care este conexă piețelor de capital, din toată resursa economică pe care o poți studia dacă te interesează că piețele de capital sunt cele mai remunerative și au dovedit de-a lungul anilor zeci, sute de ani, că te duc acolo unde vrei, la acea destinație în care vei avea bani și vei putea să trăiești din acel venit mantra aceasta financiară, venitul pasiv, e chiar există, dar trebuie să o faci. E greu ca oamenii să creadă în acest viitor, pentru că e mai ușor să zici uh, nu ce contează 20 de ani sunt mult mai trăiesc eu până atunci sau cine știe care sunt există aceste predispoziții în a nu crede că tu, sau mai bine spus, a nu paria pe o chestie care e sigură, a te baza pe lucruri pe care le speri, adică îți iei foarte mult aceste arme ale speranței cu tine, spui, nu, eu mă descurc mai bine, în 20 de ani, 30 de ani o să fac, eu nu știu ce afacere, care o să mă duc acolo. Dar acum vine statistica care este foarte neplăcută. 80% din oameni nu reușesc financiar de-a lungul vieții. O, mai, o parte din, din diverse motive din cel mai adesea din motivul că sunt superficiali din punctul acesta de vedere. Sau nu, nu vor săriște să riște absolut nimic. Da. Și atunci știți că eu vorba aceea, nu e o rușine să te, am citit-o într-o carte de curând, nu e o rușine să te naști sărac. Dar este o rușine să nu încerci să te debarasezi de această moștenire. Și cred că asta foarte multă lume de asta rămâne în această 80%. Pentru că uh, preiau această, uh, preiau toate aceste stereotipuri sociale, banii n-adu fericirea, dacă mă duc la bursă îmi pierd banii, adică toate fricile acestea, care de fapt nu sunt reale, în loc să facă un prim pas, hai să văd despre ce vorba. Și vor constata da, atunci că dacă vrei să alegi o acțiune, eu alegerea este bun simți. Și următorul exemplu pe care ți-l pot da este, am încredere într-o companie listată, să zicem BRD, într-o bancă, să spun BRD, este o ea are calitate dublă, se află în piața financiară, în piața bancară, este o, una dintre cele mai mari bănci românești, sau Banca Transilvania, poate o pe cea mai mare bancă, Banca Transilvania, hai să vorbim de ea. Și este și o companie listată. Eu când mă duc și pun bani la bancă, eu am încredere în banca aia, deci eu din start mă raportez la ea ca fiind un partener de încredere, că nu mă duc acolo cu frică. Chiar dacă îmi, îmi garantează statul bani sau nu și așa, te gândești, stai puțin, dacă când mi-au un apari, că nu te duci să pui bani unde nu știi că te, unde te simți în siguranță. E bine, același lucru îl faci la bursă când cumperi acțiunile la aceleași bănci. Nu e o diferență foarte mare. Dacă ai încredere că acea bancă se va dezvolta, este ceea ce te, te face pe tine să te simți bine, ca mă rog, client, și în anii în care tu ești client, tu te-ai simțit bine, e bine și acțiunile tale vor fi la fel. Și cine a cumpărat, bani, a cumpărat acțiuni pardon, la Banca Transilvania, cred că a făcut bani de 100 de ori de când s-a listat această bancă în România. Ceea ce este inimaginabil. Dacă ai fi ținut aceiași bani în Banca Transilvania... Pierdeai raportat la inflație și la ce dobândă bândă îți dădea. Poate... Am văzut o statistică din 2017 până în 2022, 5 ani la Banca Transilvania. Everage-ul da. pe România, cine a ținut banii la banca a pierdut 20% din ei din cauza devalorizării și din cauza creșterii preților. Deci banii da. s-au devalorizat cu 25%. Bursa are, are dar acesta de a îngloba inflația. De ce? Pentru că... Se face un transfer pricing, de fapt. La bursă sunt niște companii care mai departe vând către cineva. Ele preiau inflația și o transferă în prețuri care ajung, prețurile acestea se transformă în profit pentru ele. Deci, inflația o bagă, o ajunge. nu o plătește având acțiunile alea, O vei recupera prin dividendele și prin câștigul de capital pe care acele acțiunțile vor oferi. Cam cât e randamentul pe ultimii 10 ani la, la bursă? Eu uite, nu știu să spun exact acum pe de rost așa, Up down, de genere, 12, e, e mai, anual, dar în genere... 12-15%. Eu mult. cred că e mai mult. Cred, da, că, cred că, mai mai mult. că e mai mult, da. Cred că e mai mult. Și imobiliarele 5%. Deci ar cumpăra cineva un apartament să îl amortizeze în 20 de ani dacă să... Da. De ce nu s-ar duce la bursă să își dubleze bani în 7-8, maxim 10 ani? Și acum mă întrebai ce înseamnă, cum se face o astfel de selecție de acțiuni. Bunul simț este răspunsul. Nu trebuie să te pricepi, nu trebuie să fii un analist, nu trebuie să fii, și fac o scurtă paranteză, analiștii financiari nu fac bani în bursă. Eu nu am întâlnit, are are am întâlnit un analist financiar să facă bani în bursă. De ce? Pentru că analistul financiar găsește atât de multe inadvertențe încât lui nu îi se aliniază niciodată. El este cel care niciodată nu face pas. Vrea perfecțiunea. Care nu există. Și atunci, omul trebuie să aibă puțin curaj să înțeleagă că până se creează uh, acel mediu uh, perfect, tu, de fapt, poți să fii în imperfecțiunea ta, să fii un uh, deschizător de drumuri. Și uh, atunci când a, închid le spun când alegi o companie după bunul simț, te uiți la ce? Să fie profitabilă, adică să simți că să aibă un beneficiu. să-i spun un beneficiu. Beneficiu, ce, beneficiu înseamnă să fie profitabilă sau să aibă o perspectivă, adică dacă tu crezi că acel domeniu. Este unul de viitor și vedem în jurul nostru niște domenii de viitor care încep să capete conturi și le simți, ele fac parte din viața ta, telefonia mobilă, Energie, energia, energia verde, it -ul. exact. Le simți, adică nu vine, nu e, nu e o noutate pentru nimeni să îți dai și seama cât că... cât de ele... veche e compania și ce potențial mai are să dezvolte da, foarte exact. mai mult. scalabilitatea ei dacă are niște soluții care pot fi implementate și care se ducă mai departe către o răspândire națională, globală, și acolo. Bine, asta e o miză. Cine reușește să vadă, poate unii sunt, au, sunt mai fine observatori, dar dacă reușești să vezi așa ceva, vei, face, vei, vei ști să faci o selecție și mai bună. Deci, beneficiul acesta e la îndemâna oricui. Nu mă duc să cumpăr o companie de mug acolo și văd că nu are garduri. Nu. E evident. Cumpăr o companie care uh, produce bani, are viitor. Siguranță. Este un alt criteriu pe care îl caut atunci când fac o investiție. Vreau să fiu sigur, adică eu vreau să mă duc la o bancă, că să exemplu cu Banca Transilvania sau BRD sau mă duc la o companie și am sentimentul că ea va dăinui mai departe. Adică nu este un business pe care bă, poate mâine nu mai e. Mă duc, când cumpăr acțiuni la hidroelectrică, eu știu certamente că porțile de fier vor fi acolo. Nu o să spargă barajul, nu? Nu, energie, va fi nevoie de energie în țara asta, Sau cum e transelectric, e singura companie care transportă curent electric pe teritoriul României, nu? Moare transelectric, moare mare curentul, murim și noi. Monopoluri, exact, sunt niște monopoluri care nu pot să dispară, fără ele noi nu am putea, exact, noi nu am putea exista, nu am putea trăi ca niște oameni civilizați. Și al treilea lucru pe care îl caut, și acesta e mai puțin uh, înțeles, este lichiditatea, pentru că îmi doresc atunci când cumpăr o acțiune să pot să o vând oricând să am... să o vând. poate am nevoie nu știm viața asta cum e N -ai, nu, nu, nu străim într-un Excel cumpăr trei ani, poate pățești ceva poate ai nevoie, poate îmbolnăvești și atunci tu trebuie să știi sigur că ce ai este ușor transformabil în bani pe care, de care tu s-ar putea să ai nevoie, poate vrei să-ți cumperi un apartament a apărut o oportunitate, nu știu Această, astea sunt cele trei lucruri beneficiu, siguranță lichiditate, dacă pleci cu aceste trei lucruri la drum cu aceste trei, pe, acești trei piloni, vei găsi în bursa românească cel puțin 10-20 de companii care reprezintă, să se, se, se spun, se uh, marketează foarte bine din acest punct de vedere și îți faci un portofoliu și nu te doare capul, stai cu el, îl mai administrezi din când în când, mai schimbi o tehnologie dacă e cazul, se mai schimbă tehnologie adică uite au apărut uh, niște chestii noi în România, am eu o companie, eu o denumesc Tesla de România, mi se pare că înglobează toate lucrurile astea într-o formă nouă, e o companie de growth. Toate lucrurile astea, când le pui pe hârtie și le gestionezi în timp, vei constata că te va duce acest tren, vehicul financiar, te va duce la destinația dorită și vei reuși. Dacă nu crezi în asta, vei ajunge la 50 de ani, 60 de ani și o să dai vina pe conducători, instabilitate, instabilitate dolar, găsești toate, știi că n-a fost aia, că n-a fost aia, că aia, știi, sunt vorbe Nu, vina este de fapt a celui care nu încearcă. Vreau să încep să investez la bursă. Ce mă sfătuiești? Să bag o sumă mare de bani dintr-o dată sau să pun în fiecare lună o sumă moderată de bani ca să... Sunt două tipuri de investi... de participanți în bursă. Cel pe care l-ai descris înainte este investitorul. El vine cu o sumă de bani și după aceea, pe care o, o stabilește în funcție de averea sa. O gândești procentual. Mai întâi faci un pas. Pun 10% din banii pe care eu i am. Să zicem, am 100 de lei. 100 de lei, aceștia îi țin în momentul ăsta în bancă, presupunând că sau poate vrei să iei un apartament. În fine, nu contează. Pui 10% din acești bani, îi pui în bursă. Vezi ce se întâmplă cu ei. După aceea, adaugi în fiecare lună o sumă de bani pe care o pui pe aceeași structură pe care ai, ai, ai creat-o inițial. Deci o distribui în mod egal pe aceleași companii. Fiecare lună face același lucru. Dividendele pe care le încasezi, și e foarte important, le reintroduci în sistem. Deci nu le iei acasă să le cheltuiești, le repui acolo să lucreze pentru tine, pentru că ele vor compune acești bani mai departe. Și vei ajunge la un moment dat, din tot acest exercițiu al răbdării, să strângi de sume de bani care ajung la o sumă mare, și o sumă mare pe care tu când o să poți să, o să ajungi să cheltuiești și sunt niște statistici făcute. Când uh, tu poți să-ți cheltuiești aproximativ 4-5% din portofoliul tău pe an, fără, iar el se va întregi de la sine, adică el îți va genera uh, și banii aceștia să treci. Deci tu dacă vrei să treci cu 100.000 de, euro, atunci îți dai seama ce ăștia înseamnă 5% din portofoliul tău și îți faci un calcul cât trebuie să alungă portofoliul tău ca să treci cu 100.000 de, de euro pe an, 2 milioane sau... Dar Ceea ce, ceea ce, spun este că se poate ajunge acolo. Altă variantă este cea sau un al doilea participant în bursă este speculatorul. Speculatorul, în schimb, nu mai este cel pe care l-am descris înainte. Numai nu mai investitorul pasiv. Ăla trebuie da. tot timpul să verifice în fiecare zi să-i se să informeze și să speculeze cam ce se va întâmpla. Speculatorul este profesionist. El, dacă vrea să fie unul care să câștige bani în bursă, nu mai poate să fie unul care, pentru care bursa este doar... E ca... daily job, cum ar veni, nu? Exact. Adică, investitorul pune banii când când, o dată pe lună, urmărește de la distanță, așa, high level, cam asta fac, mai țin o legătură cu brokerul, mai se interesează de o companie, vede, dar rare rar ori se implică. Speculatorul, în schimb, trebuie să fie zilnic acolo pentru că el nu va mai căuta, de data asta, valoarea unei companii de, pentru trei zile. Pe el interesează volatilitatea foarte mult, îl interesează energia pieței, îl interesează, el vede companiile ca pe niște vehicule care îl pot să genereze niște trenduri care îi duc mai departe. Și trebuie să anticipeze cam ce s-ar putea întâmpla. Uite cum a fost acum cu tranzacția asta Banca Transilvania cu OMV-ul. Deci erau... Cu OTP-ul. OTP-ul, scuze. Așa, mă, <laughs> OTP -ul, da, cu Banca OTP. De vreo șase luni de zile a apărut informația că s-ar putea ca da. OTP-ul să vândă către Banca Transilvania. A fost așa un articol mic într-un da. ziar. Cine a prins-o atunci din zbor și a dat seama că în momentul când se va face tranzacția, bum, o să da, da, de fapt, o grămadă... E, e vorba asta, buy the rumors, sell the news în piețele de capital. Adică dacă ești un speculator și ai un asfin și îți dai seama că anumite lucruri se întâmplă, ele încep să apară prin aceste mici hinturi în piață, se discută, sunt niște discuții. Cu cât tu începi și explorezi mai mult, investighezi datele acestea, Ajungi să capezi mai multă certitudine în modul în care te raportezi la uh, acțiunea respectivă. Și când va afla toată lumea, sau când ea se va fi încheiat, tu deja ești deja înăuntru. deja atunci. Tu în da. momentul ăla vinzi pentru că atunci se creează, atunci vine marea masă de oameni care preia acea știre și o înglobează în preț. Atunci are prețul probabil cea mai mare uh, creștere sau se întâmplă în ultima, în ultima perioadă să fie cea mai mare creștere, dar tu deja ești în momentul în care trebuie să-ți vinzi participația pentru că nu mai e cui să o mai vinzi după aia. Dar cumpără, știți cum e, se termină cumpărătorii ăștia, Nu ăștia. Mai... Uh, altă întrebare care mi-o pun uh, urmăritorii mei. Pot să investez la bursă fără să apelez la serviciul unui broker, eu direct? Nu. No. Trebuie să uh, cumperi doar printr-un broker autorizat. Și există foarte multe uh, excrocherii care se fac. Am văzut, eu tot avertizez că tot am pus pe da. TikTok, stire uh, uh, hidroelectrică a acțiunii, cumperi de 1200 de ron și o să primești 3000 pe lună. Deci nu... Nu există. Chiar dacă n-ai decât 8 clase sau 5 îți dai seama că n are cum să fie așa de bine, și eu mă mir că sunt oameni care Încă chiar cred. cred și îmi scriu, domnule, mi-am luat apă, mm -hmm. nu te-am ascultat și am pățit, sau, sau folosesc tot felul de vedete sau de oameni de afaceri sau ceva, acum cu da. inteligență artificială, mm -hmm. și pun în față, zice, eu am investit nu știu unde, băgați și voi bani și nu știu da. ce. Deci eu am spus, oameni buni, vrei să verifici, vrei să începi să investești la bursă? Este site-ul ASF la Autoritatea de Supraveghere Financiară, te uiți acolo, vezi toți, Brokeri autorizați Un broker autorizat pe uh, România Este autorizat pe toată Europa Cu la poți să joci la S&P 500 în America Și peste tot, adică poți să cumperi acțiunii Peste da. tot Și atunci neapărat urmăriți uh, Ori pe site-ul burse Că și pe site-ul BVB-ului site -ul da. sunt brokeri autorizați da. Sau pe autoritatea de supraveghere financiară Vreau să investesc la bursă N-am făcut-o niciodată Care e primul lucru? Îmi aleg un broker din aia. După ce criteriu mi-l aleg, Mihai? Ți-l alegi după Depinde acum cum, cum vrei să interacționezi cu el. Dacă ești priceput din punct de vedere. Nu sunt priceput, nu vreau să fiu investitor pasiv, nu vreau da. să investesc într-o singură companie, nu vreau să fac speculații, vreau să investesc în indicele BET. Bun. De exemplu. Vrei du să duci să-i vezi sediu, am -l -l alegi local. Eu nu stau în oraș Să-i văd sediu cu ce m-ar ajuta? Că poate da, stă în unico... chirie, poate a luat mobil în rate. Adică... Da, 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 <laughs> da, dar da, să-l cunoști. Adică. Presupune că o dată ce le-ai ales de pe pagina bursei, el e autentic. Vrei mai departe să-i cunoști oamenii, să-i cunoști echipa, să vorbești cu un analist, să vorbești cu... Atunci poți să te duci, să te deplasezi la sediul lor, unde semnezi un contract și totul merge foarte simplu. Dacă vrei să... Îl, în schimb, dacă ești familiarizat cu domeniul acesta al platformelor, poți să faci o deschidere de cont online. Eu nu prefer online-ul, pentru că e mai simplu. Ai platforme, acum e foarte, sunt foarte... Și eu, eu am co contul la Tradeville da. și, și au broker. aplicația da. foarte ușoară. Pentru brokerii de retail, brokerii care de retail din România pe care eu îi apreciez sunt Trade, Banca Transilvania, BT Capital Partners, îmi place pentru că au o platformă bună și tot timpul mie mi-au oferit niște servicii foarte bune. tradeville de asemenea se-a deschis acum investimental. Și un alt broker cu care mai lucrez, a mai lucrat de-a lungul anilor, au, au fost IFB Finvest și Goldring. De Goldring uh, mai știam eu. Și, da, și IFB Finvest, care este din zona aceea din, uh, Transilvania, în Arad. E bine, cu aceștia sunt niște brokeri de retail pe care poți să-i accesezi cu ușurință și care îți vor oferi servicii specializate pentru zona aceasta de retail. Îți vor da uh, îți vor spune o parte din knowledge lor, din cunoștințele lor, cum să faci acest DCA, poate că nu. Ce înseamnă DCA? Dollar Cost Average. Eu știu, adică, dar zic că aia, întreb că oamenii nu știu, știi? Cumperi da. o acțiune și îți tot crește poziția pe ea în funcție de evoluția pieței într-un ritm foarte răbdător prin care tu îți pui tranșenia, pui de fiecare dată tranșenia. Și aici și niște strategii, sunt mai multe strategii. Acum, brokerii la care te vei duce, ca, mă rog, începător, îți vor spune, doamne, mai accelerezi în momentul ăsta, te retragi puțin cu tranșele când piața dă astfel de semnalmente, adică ai fel și fel de Uh, elemente care te ajută. Ei te vor ghida. Cred că ăsta e rolul lor cel mai important, să te ghideze în a uh, face un astfel de port. Chiar dacă ești investitor pasiv au da, nevoie să început, te ghideze. La a. început trebuie să ai puțin ghidaj, adică să știi cum deschizi, cum cumperi, cum e ca orice chestie da, până ai învățat, e ca la mașină. Și tu când ai luat tu de conducere, ai făcut o oricum aplicațiile sunt foarte facile, adică e în limba română și scrie cumpără, vinde, cumpără, vinde și tu îți depui niște bani de la banca ta, să transferi în contul brokerului, am înțeles că banii sunt în unescul account, brokerul nu are acces la ei în caz da. să se întâmplă ceva, e adevărat că este e asta. adevărat, banii da? Sunt, sunt... și se... până la ce sumă e garantată? Că la bănci, de exemplu, e să garanție. Aici există un fond de compensare a investitorilor, nu știu care mai este suma pe care ți-o garantează. Dar e foarte important, de reținut. Banii nu sunt în... Brokerul nu se atinge de banii tăi și nu se atinge de Dar asta. e o chestie foarte importantă, pe oamenii la sunt, cum să zic, suspicioși și păcăliți, de atea și de bani și de astea. Și de acțiuni la fel. Acțiunile sunt pe numele tău, în registru, la depozitarul central, tu cu CNP-ul te poți Ce înseamnă depozitar central? Depozitarul central este un custodele acțiunilor. Este ca este cel care ține evidența. E o firmă de stat sau o persoană privată sau este o firmă, firmă, firmă privată? O firmă privată în care acționarul majoritar e Bursa de Valori București. Uh -huh. Și care ține evidența tuturor tranzacțiilor și companiilor și acționarilor fiecare companie listată la bursă în fiecare zi. Și tu, și tu dacă ești astăzi acționar, un acel depozitar central, la în fișierul hidroelectric, Apare tu figurezi acolo numele meu tot, și câte acțiuneam am. CNP-ul tău, câte acțiuni ai, adresă tot, care sunt permanent verificabile. Nu le poate, deci acțiunile tale sunt ale tale și atât. Ceea ce e foarte important, pentru da. că nu sunt în posesia altcuiva, nu puți le puneți cineva, gaj, sunt platforme pe afară, nimeni nu citește termeni și condiții. În care spune foarte clar că, de fapt, tu intri, cumperi niște acțiuni de ei, le mai folosesc pe acolo, le mai pun într-o. eventual le mai țin. Adică în... îți rulează banii tăi, cum ar veni? Da, pentru că ei deschid anumite poziții ca să creeze. E adevărat că sistemele financiare externe sunt complexe, care pot, da, pot oferi niște. Uhum. niște derivative, niște uh, instrumente sintetice, fel și fel de instrumente care au nevoie până la urmă de această uh, masă de acțiuni ca să se formeze și dar ei ți o folosesc. Numai că se întâmplă uneori când se prăbușește un astfel de castel că și el are, un, are niște riscuri, toți credem că nu există riscuri, dar istoria ne arăta că sunt aceste riscuri, până la urmă există în anumite situații, uh, Poți să ajungi în astfel de situație să nu mai fii, de... să îți dai seama că nu e deținător. Dar în România, și repet, în bursa românească, tu ești singurul deținător al acțiunilor tale. Nimeni nu are drept asupra lor și asupra banilor tăi. Ești 100%... Dacă la... eu mă supăr mâine de pe Tradeville și vreau să trec la Goldring sau ceva, ce ar trebui să fac? Sau care e procedura? Sau am voie? Sau mă lasă Tradeville-ul? E o... Eu știu mă, dar zic da, eu întreb da, pentru oameni, da, știi? Da, da, da. E, nu e permis. Nu există niciun fel de barieră. Noi ne alegem uh, societatea. Deci, oricât de pot să-mi transfer acțiunile sau banii pe, banii pe banii care banii am pe în contul meu, de la un broker zis. la altul. Se ocupă, doar trebuie să le ceri acest lucru. Doar trebuie să le ceri. Ce impozit plătesc pe banii pe care îi obții de la bursă? Uh, impozitul acum s-a modificat, el uh, este în felul următor. Pentru deținerile mai mari de un, de un an de zile plătești un impozit pe venit, din venitul, din profitul obținut. Care se calculează uh, uh, diferența dintre cât, no. câți bani am acum după un an și câți bani am investit no. la începutul anului, nu? Am luat o acțiune cu 5 lei și am vândut-o cu 7. Cu pentru această diferență de 2 lei, 2 lei, dacă eu am ținut acțiunea asta mai mult de un an de zile, plătesc 1% impozit. 1%, deci ridicol. E inf infim, da, infim. Viața românească de capital, din punctul ăsta de vedere, este o. Probabil ca să stimuleze oamenii de să de investească la bursă. Dacă îi țin mai puțin, deci obțin acești 2 lei deținând acțiunea asta, din clipa în care am cumpărat-o până am vândut-o, mai, mai puțin de un an de zile, plătesc 3%. Uh, la sută nu compensezi pierderile, dar acum știu că a existat uh, această discuție amplă de ce nu se compensează și deci pierderile sunt atât de mici aceste impozite, ori la bursă vii să câștigi bani. Adică dacă tu constați că la bursă pierzi, poate mai bine să înseamnă că ceva nu faci bine. Du-te către un fond de investiții și ți-l administrează el mai bine banii ăștia. Scopul este să câștigi bani la bursă și asta e mentalitatea cu care pleci. Apropo de fond de investiții, după ce le-am sugerat oamenilor să investească în indicele BET, care înseamnă, mai spun încă o dată, o căciulă de companii, 20 sunt parcă, Mihai, nu? 20 de companii sunt. Da. Cele mai lichide, cele mai prestigioase. prestigioase companii da. din, din România, mi-au zis, domnule, n-am găsit uh, indicativul indicelui BET să investesc în indicele BET. Poți să investești în două feluri. Există uh, un ATF, cred că intrăm într-o zonă. Care până înseamnă până un fond de investiții? Un fond de investiții care ce face? Un fond de investiții cumpără ele înainte toate o, o, de o anumită sumă de bani uh, și replică companiile din indicele bet și îți deții după aceea o bucățică din, sub forma unei, unei unități, o să o denumim așa, care îți replică exact. Uh, uh, Dar eu, așa. mergând prin fondul ăsta de investiții, eu sunt deținător de acțiuni la companiile BED la care nu sunt deținător nu, acțiunilor. Ești deținător a unei părticele din acest fond care deține acele acțiuni. Asta e o variantă. Tu, pentru că cineva îți face serviciul acesta de a avea grijă tot timpul, să ca și acest indice BET, el mai are toate niște fluctuații în funcție de o comisie a indicelui la Bursa de Valori București, care, în funcție de niște criterii, în special de lichiditate, mai modifică procentele în care companiile uh, au această pondere în indicele BET. Sunt mai mulți. În cea trebuie. mai mare pondere acum Hidroelectrica, nu? Uh, Sau fondul proprietate? Nu, cred că era petrom. Petromul? Și după că aia Hidroelectrica. Știu nu... că Hidroelectrica a venit pe locul 2. Uh, se schimbă aceste... Uh, uite, chiar nu știu să răspund la întrebarea asta acum, dacă mă întreb, dar cred că... Nu e, e relevant Petrum, oricum. Petrom a fost da. cea mai... Uh, atâția ani a fost compania cu cea mai mare pondere. Uh -huh. Ceea ce vreau să spun e că altă variantă pentru acest serviciu, pentru că cineva îți face această, îți dă șansa să replici în tocmai indicele BET printr-un fond, plătești și un comision de administrare. Cât e comisionul respectiv? Depinde acum de cel care se replică. Între și Cred între. Cred că e undeva 0, ceva, 1, ceva la 100 pe an. Din suma investită. Pentru că tot să certa da, urmăritorii mei și unul zicea că ia 20% sau prostii no, și a zis, no, are no, cum să ți ia mai mult de 1% no, sau ceva de genul ăsta, no, ceva no, de no, foarte no, mult sunt, bun simț. E, sunt niște comisioane rezonabile. Pentru că sunt oameni care nu știu și încearcă da, să-i spere pe celălalt, da, pentru da, că el nu are curajul să investească, încearcă să-i spere pe celălalt ca da, să nu investească și Da, ce, da, 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 e mai ușor să-ți găsești, să spun, să găsești în Exact, da, da. Sau altfel, o variantă mai, nu e neapărat mai complicată, dar e o variantă care ți este la îndemână dacă te pricepi puțin, îți cumperi tu acele acțiuni cu ponderile alea. Dacă tu, indicele beta are 20 de companii și tu știi că prima companie are o pondere de 15%, a doua de 13%, a, doua de, a treia de 8%, etc., eu am 100 de lei și prima companie o cumpăr de, 3, de 15 lei a doua de 13 le pun a treia 8 și tot așa. Și fac aceasta. Unde găsesc ponderea asta? Există pe, există pe internet? Pe site-ul bursei. Pe site-ul bursei site la Indice există ponderea pentru La fiecare companie procentual. Pentru indicele BET există această pondere, această participare a fiecarei companii din indicele BET în, în respectivul indice și alți indici, pentru că există și indici care, tra, care caută uh, domeniul energiei, domeniul companiilor care plătesc dividende. Adică tu poți să-ți o familie de indici dacă vrei. Dar cel mai simplu în România este să te raportezi la indicele BET sau BET... Eu de am și spus oamenilor că fiind da, începător să simplu. prindă curaj, știi? Mi-ai, da. adică să... E simplu. bursa românească e simplă. Mulți trăiesc cu, cu acest sentiment că bursa noastră nu e suficientă și se uită pe, spre bursele externe, unde acolo competiția este foarte mare. Gândește că acolo există milioane de oameni care se bat pe același ban. Când cineva pierde, nici câștigă un ban, cineva într-un fel l-a pierdut sau a pierdut o oportunitate de a-l fi făcut. Deci este o competiție foarte mare. România este... România are o bursă în destulătoare, e o bursă simplă, e o bursă în care sunt companii puține, bune, multe dintre ele monopoluri, mari plătitoare de dividende și care se potrivește perfect pentru începători. Aici nu ți asum riscuri foarte mari, nu se vor repeta evenimente cum au fost în 2007-2008 și putem discuta despre el, de ce lumea încă trăiește cu sentimentul acela că 2007 este un an care se va repeta 2008. Au fost o altă conjunctură. Bun, dar și atunci s-au prăbușit bursele, dar au Cine a, a lăsat banii acolo În 2-3-4 ani de zile s-au dus da, înapoi Da, dar multă lume s-a speriat Pentru că a fost un eveniment În care, în prima panică generală Și mai ales lipsa unor cumpărători Pentru că noi nu aveam atunci fonduri de pensii Fondurile de pensii au un rol În bursa românească, sunt niște cumpărători care atunci când apar, apar oportunități se activează foarte bine în piață. E bine atunci, în 2007-2008, ca să spun pe scurt, piața noastră n-a mai avut niciun fel de cumpărători, Toată lumea a vrut să vândă. Și a avut zile consecutive în care scădea cu 15%, nu se oprea deloc. Și au, cred că a scăzut orice indicele BET, era 97 BET-FI, care era reprezentativ pentru piață, că erau sifurile cele mai lichide. De la 97.000 a scăzut la 8.000 de puncte. Adică vă dați seama, s-au pierdut mulți bani. Dar asta nu se, arăt, nu se va întâmpla acum, pentru că sunt alte companii, altă structură prin care funcționează și este o bursă matură. Nu se mai adică. poate repeta perioada din nici. 2000. Ma, adică pot să fie scăderi, poate să fie panică. S-a văzut și în COVID, s-a văzut, adică factorul uman va influența întotdeauna bursele. Dar acum și maturizarea pe care o are bursa românească e una care va permite ca aceste deviații absolut anormale să nu mai capete atâta putere, adică deviații vor fi. Faptul că o acțiune va scădea sub valoarea intrinsecă cu mult este posibil și se întâmplă și în ziua de astăzi. Dar asta este o oportunitate pentru cel care știe să o vadă. La fel și în 2008, cei care au știut și au avut curaj să cumpere acțiunile acelea pe care erau, erau aceleași companii, care se, adă, aceleași produse, aceeași benzină o consumai Cine a avut curaj să cumpere atunci a făcut foarte mulți bani. Până la urmă, bursa este o oportunitate. Nu înseamnă că. Este și a celor care sunt curajoși. Ca în poker, ai o carte, trebuie să o joci, adică nu trebuie să stai tot timpul ascuns și gândite ce ar fi dacă. Poți să stai și să-ți iei cum fac eu cu indicele bet. Mi-am luat anul trecut 30%, super happy, foarte bine, da. n-am avut niciun headache, n-am stat mă scol noaptea să urmăresc graficile, să văd dacă s-a urcat sau coborât. Cam câți ani de zile trebuie să țin banii ca să simt ceva? Adică, cum ai zis tu, bă, anul ăsta poate e factorul politic, să alegere, iese, nu știu cine, A n lumea intră în panică, scade bursa nu vând pentru că știu că o să crească. Cam câți ani de zile trebuie să rămân acolo ca să zic că simt ceva sau că am un profit bunicel. Minim, așa. Bursa merge în trenduri. Statistica are trenduri de creștere de 7-8 ani de zile, corecții 2 ani de zile. Când se mai tipăresc bani, cum s-a întâmplat cu pandemia aceasta, mulți bani cu trendurile acestea au fost trase de păr. Și trendul acesta de creștere pe care l avut bursa în ultimul timp a durat ceva mai mult. În orice perioadă a fost pe un astfel de trend de creștere, ai făcut bani, nu, nu pierdeai. Și noi suntem în continuare acum într-o. zonă trend de creștere? Eu zic că încă suntem într-o zonă de creștere. Dacă vine o perioadă de descreștere, deci acțiunile vor avea tendința să corecteze, ceea ce se întâmplă atunci când dobânzile bancare cresc, când băncile cresc ratele de, de, de dobânzilor de referință, tocmai pentru că economia se încinge prea mult, se creează inflație și pentru a tempera această inflație și a domoli economia ca să, tem, ca să nu se mai producă inflație suplimentară, crești dobânda aceasta de referință. Ei bine, aceasta apasă foarte mult asupra companiilor, pentru că pe de o parte modelele financiare le downgradează ca valoare pe companii pentru că înseamnă un cost suplimentar, pe de altă parte accesul oamenilor este mai, e, să spun, prohibitiv către bursă pentru că încep să aibă cheltuieli mai mari, ratele la case sunt mai mari, nu mai sunt aceleași venituri. Multe companii când trebuie să plătească la rândul lor credite mai mari, că au crescut credite la bancă, unele mai falimentează, lumea mai și mai pierde locul de muncă, deci economia scade. Se desumflă puțin. E În aceste momente bursa scade și ea la rând, pentru că ea ce face? Ea reflectă într-un fel aceste realități. Ele sunt trecătoare. Dacă ne uităm, nu a existat o țară care să vorbim de țările care sunt precum România și mai mult de atâta ne uităm și către cele către care, pe care vrem să le ajungem din urmă, țările din Occident sau America. Toate aceste țări au avut aceste evoluții ciclice, și un trend de scădere e un trend care durează 1-2 ani de zile. Deci, tu, dacă vei cumpăra acțiuni chiar într-un vârf al pieței, dacă vei fi consecvent și vei continua să cumpere acțiuni pe scădere, vei avea marea și vei avea acest curaj. Vei avea mare satisfacție ca în 2-3-4 ani de zile să constați că portofoliul tău pe care like, te-ai cam chinuit un an de zile să te uiți la el pentru că te enerva că ai pierdere, pe măsură ce acțiunile au scăzut, tu ai cumpărat cu aceiași bani mai multe acțiuni pentru că erau mai fine, dar atunci când ele au început să crească, ai început să simți foarte bine de fapt profitul acela și tu continuând, adică important este să nu te oprești. Foarte mulți fac această greșeală. Cumpără acțiuni și când încep să scadă, Prima mare greșeală. Uh, nu mai cumpără nimic. Stau, 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 stau. Iar a doua care e fatală se încarcă cu foarte multă emoție negativă, intră într-o panică, într-o stare din în aceasta... Și nu mai gândesc rațional. Nu mai gândesc absolut. Bine, e greu să gândești rațional oricum în bursă. E o, e o întreagă, eu să spun, e o doctrină care studiază această raționalitate a burselor și a piețelor eficiente și se cheamă finanțe comportamentale. Dar... Oamenii au tendința de a colapsa exact când nu trebuie. Și când se, se creează acel moment optim în care tu de fapt cumperi cel mai ieftin, presiunea pe care oamenii aceștia o resimt în sinea lor, nemulțumirea, uitându-se la portofoliul ăla și începând să facă comparații, spun băi am băgat 50.000 de lei și uite mai am din ei 10.000, dau un exemplu, pe păi, cu 40.000 făceam aia, aia, aia și 40.000 ăștia începe și îi trece prin lucruri care îi trece prin stomac. Îi trece prin, prin propriile sentimente. Și nu și spune, băi, măcar să nu mai pierd pe ăștia 10.000 și vinde în cel mai prost Și moment. eu cumpăr, sau tu cumperi. Ajută. <laughs> păi asta e, în momentul când ă, Sunt situații astea Investitorii cu experiență și care știu că Bursa se va duce înapoi Cumpără, nu? La exact. un preț, la un preț foarte cum, bun Ăla e prețul la care trebuie să cumpără Ăla e momentul în care tu, de fapt, trebuie să înțelegi Că piața te va remunera În mod excepțional Și atunci, această, că vorbeam de această strategie Dollar, dollar Cost averaging, dca Tu când ajungi în astfel de prețuri tu, conștientizând că acea companie este bună, dar ea este penalizată de niște factori externi, de lucruri care până la urmă nu o, să o, nu o să o destabilizeze, ea nu o să dispară, se va consuma curent în România în continuare. Normal că tu atunci vei crește rata de, ach de achiziție, pentru că vei lua ceva care este mai valo sau este valoros la un preț mult mai ieftin. E ca și cum cade apartamentul pe care ai stat, l-ai dat pe 100 de mii, vezi cu 20 de mii. Nu-l vinzi. În mintea ta, pentru că știi că el e acolo, e greu să nu faci. Nu să-ți ia nimeni să bage buldozerul în el, că de exact. acolo. Adică acolo, îți dau exemplu ăsta, e simplu să zici, bă, nu-l vând la 20 de mii, mai bine, orice ar fi. Dacă, dar în, act, în, bursă, pentru că este doar un click, mulți au tendința de a scăpa de această greutate psihică pe care o, o duc neștiind că dacă a doua zi... Intră în panică până. și nu mai gândesc rațional, nu? Da, da. Asta e problema. Am făcut un studiu în piața românească de capital și am constatat următoarele predispoziții sau greșeli de gândire. Ele sunt întâlnite peste tot în lume. Nu sunt ale noastre. Să nu credem că suntem mai puțin buni sau mai buni decât alții. Este ceva pe care îl întâlnim peste tot. Dar am făcut aici un studiu că eram curios. Ce am observat? Că există o teamă de pierdere foarte mare. E logic să fie, pentru că noi am fost construiți ca oameni să căutăm, să căutăm pericolul, pentru că ne ținem viață. Și atunci, Orice lucru care uh, ți atinge, într-un fel sau altul, această siguranță, și vorba și de siguranța financiară, pe tine te afectează, simți, resimți mult mai mult acest lucru. E ca atunci când ai de câștigat sau de și e chestia aia, o monedă, câștigi 100 de lei, pierzi 100 de lei. Foarte puțin ar face pariul ăsta cu tine. Spai să intrăm. Dar mulți ar intra dacă le spune bine, bine. Uh, uh, Pierzi 100 de lei, dacă câștigi două, când dai pe aceeași pică de aia dai 200 de lei sau 300 de lei. Deci la un raport de 1 la 2, 1 la 3, lumea începe să intre. Cu toate că matematic șansele sunt egale la 1 la 1 la moneda aia. Dar nimeni nu are curajul să intre 1 la 1. Toți vor să intre la 1 la 2, 1 la 3, șanse de Vor câștig. procente mai mari. Normal, Ceea nu? Ceea ce înseamnă că de fapt pierderea cântărește mintea omului de 3 ori mai mult decât profitul. La unii și mai mult. La care sunt risc adversi, aceia unii nu, nu riscă nici măcar la 10 pentru că nu vor săriște. Și s-a observat în studiul meu că în piața românească de capital există această predispoziție a aversiunii față de risc, <coughs> pentru că nu este corect, poate nu e bine dar este umană. Și atunci tu când, o foarte scurtă paranteză, tu când ajungi să te înțelegi pe tine ca om, ești, poți să devii și un bun speculator. Pentru că întotdeauna în speculații cel mai mare dușman al tău nu e piața. Ești chiar tu. Pentru că tu vei lua deciziile, cu mâna ta vei lua acele decizii, o să vinzi minime, o să te panichezi când nu trebuie, o să ai mai multă încredere că trebuie sau o să cauți acele elemente care să-ți valideze o ipoteză, fără ca ele, ele să fie neapărat adevărate. Și asta e unul dintre ele. Teama de risc, care e îndreptățită, dar e bine să se o cunoști. Supra încredere. Foarte mult se cred prea deștept. E una de fără asta. Omul cu câștie mai puțin, Mihai, cu crede că știe mai mult. E în momentul la... când aprofundezi și începi să dobândești cunoștințe, îți dai seama că nu știi nimic, știi? Asta, da. Asta e, așa este. Sau îți dai seama că din ce în ce mai mult nu știi. Exact, da. da, da. E ca, ca și când întreb pe un șofer unde te raportezi, ești mai bun decât ceilalți șoferi? ce mai mult spun, da, sunt peste 80% din șoferi. Așa e și în bursă. Mulți se supraapreciază. Norocul în bursă este că există un indicator care ți arată dacă ești mai bun sau nu. Se cheamă indicele bet. Dacă piața a crescut într-un an 30% și tu ai făcut 20%, tu nu ești mai bun decât media pieței. Tu, de fapt, ești cel care uh, unul a făcut 40% ca să se ajungă la cea medie de 30%. Deci tu vei ști, vei avea simplu, foarte simplu această manieră tot de din a bun. te compara realistică nu trebuie să dai un test de șofaj pe care nu poți să-l dai să știi cât ești de bun sau nu față de alții, dar în bursă mulți au supra -încredere. supra încredere ce face? Generează tranzacții foarte multe, pentru că omul când are încredere, nu, și cu mașina, și cu orice putere, până intră în pom. Așa e și aici. Începi și faci multe tranzacții și devii suboptimal. După Ce înseamnă sub Sub nivelul, sub optimul pe care ai putea să-l să, -l, să -l câștigi dacă ai fi liniștit. Adică te urca liniștit în mașină, știi că faci două ore, sigur fac asta, două ore acolo, dacă conduc liniștit, nu, nu mă derează de la drum. Altfel încerc să fac o oră jumătate, dar s-ar putea să nu mai ajung. Un alt element care se întâmplă în bursă este, în bursa românească și nu numai, este că oamenii își caută adesea E un bias, acesta bias de confirmare. Oamenii caută să creadă doar acele elemente care le întăresc lor opinia. Adică, chiar dacă avem o paletă de știri, mulți selectează doar ce interesează ca să susțină punctul de vedere. Și, la un moment dat, piața, evident că piața nu stă după punctele de vedere ale oamenilor. Piața, o acțiune își merge în ritmul ei, produce niște bani sau nu mai produce niște bani, are niște uh, momente în care uh, are o profitabilitate mai mică sau, în fine, sunt conjuncturi. S-au întâmplat uh, fel și fel de elemente. Spre exemplu, războiul din Ucraina a avantajat pe unii. Adică el a avut dezavantaje per, per total, dar, în particular, unele companii au beneficiat din plin de chestia asta. Și atunci, dacă nu ești pregătit să accepti că unele, unele din astfel de lucruri se pot întâmpla, atunci vei rămâne, vei, vei rămâne blocat într-un stil de gândire care îți va dăuna. una. Și asta se întâmplă, este un bias iarăși des întâlnit. Iar cel mai uh, fatidic așa este comportamentul de turmă. Oamenii au tendința de a se alinia unor credințe uh, general acceptate, și uh, se depersonalizează de ceea ce uneori uh, uh, poate le este valoros. Acceptă niște idei preconcepute ale altora, tocmai pentru a nu fi îndepărtați din această turmă, să spunem. Și acolo se întâmplă cele mai mari greșeli. Acolo se întâmplă crahurile sau acolo se întâmplă uh, aceste bule speculative. Atunci când uh, toată lumea crede cu obstinație într-un lucru. El ajunge să fie profetic, el se îndeplinește de la sine atât de mult încât lumea nu mai vede altceva. Și va exploda exact atunci când este în punctul lui de maxim și este, se va crea acea lebădă neagră a lui Taleb pe care am întâlnit-o cu toții în, în discuțiile noastre sau o vedem adesea pe formuri ce înseamnă lebăda neagră, înseamnă acel eveniment pe care nimeni nu-l vede dinainte, care este puțin probabil să se întâmple, pe care nu-l vezi dinainte, dar când se întâmplă, care are, are un efect, de, să spun, important, el poate fi și pozitiv, dar unii adesea e devastator. Dar care după ce s-a întâmplat, toată lumea spune, bă, dar era clar că așa e. Adică, de ce mă mir că în 2008 piața românească de capital a căzut când am văzut că, de fapt, piața americană era praf, totul era praf, numai noi credeam că România e altfel. Pentru că așa am vrut să credem. Și în realitate, când a venit, va lua tsunami, i-a ne ne -a, -a distrus pe toți. Și asta se întâmplă, acest efect de turmă este prezent și în piața românească de capital și îl vedem pe foarte multe companii. Dacă n-ar vrea omul să se ia după turmă, unde ar putea să se informeze corect? Adică ce publicații de specialitate sau ce site-uri există care informează? Eu, de exemplu, la Tradeville primesc două mail-uri pe zi cu ce se întâmplă în piață, atât în piața din România cât și în piața internațională. Dacă nu ar avea cont la trading și poate n-ar fi informat, mai sunt ziare de asta de specialitate online vorbesc, nu fizice Eu sau ceva. A, dacă vrei piața românească, ziarul financiar, financial intelligence sunt uh, niște resurse care pagina bursiei de valori e foarte importantă. Știu că Ancuța tot organizează tot felul de, da. de conferințe și de... Exact, da. uh, sunt, uh, ai, ai niște resurse din care poți să extragi informație. Dar repet, Asta este dacă tu ești, un tu ești un speculator, adică vrei să fii acolo, vrei să prinzi creșterile astea cele mai mari. Dacă nu vrei să-ți bați capul și mergi la lung, toate aceste fluctuații, indiferent cât sunt ele de mari, pe parcurs, pardon, a 20-30 de ani, ele de fapt nu sunt, sunt nesemnificative. Și destinația ta, în 30 de ani, este certamente una bună. Dacă vrei să te lași influențat de tot și toate, atunci că te în ringul bursier ca să-ți dai cu părerea. Vei fi, vei avea supra-încredere dacă nu ești priceput, adică dacă n-ai studiat, n -ai, am făcut un curs o săptămână pe net, nu știu ce, și mi se pare dintr-o dată că sunt foarte bun. E o vrăjeală, adică nu există așa ceva. Când ai intrat acolo, în, îți mai dă un, un, un dăsta de tranzacționare demo, pe păi demo toți sunt buni. De ce? Pentru că nu te implici cu banii tăi am pus 100, spre cât, 100 de mii, spune cât spune, 100 de mii dolari. Pune 100 de mii dolari, dai trei păcănele pe acolo cum nimerești pe ele, unele cresc, unele scad, mamă ce deștept sunt. Când ai pus banii tăi și la prima 1000 sau 2000 de dolari care scad, Păi asimzi, zici, a zici, păi sunt banii ăia de vacanță pe care opa, nu mai sunt ăia de pe tabletă. Că acolo ce faci când pierzi pe demo? Apeși un buton, refil, am 100.000 de la loc. E frumos. În viața reală nu e așa. Și când pierzi 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, Începi și te degradezi emoțional foarte tare. Și ajungi la un moment dat, dacă nu te pricepi, să fii influențat de turmă, să fii ca alții. Că nu ești singurul care pățește asta. Sunt foarte mulți care pățesc așa. Și care, ce fac? Se hrănesc între ei. Încep și, -și transmit panica. Panica este foarte ușor să se transmite. Cădările în bursă sunt fulgerătoare. Dar dacă ești un investitor pe termen lung, e posibil ca nici măcar să nu observi aceste lucruri. Ba chiar să te bucuri. E vorba aia, când e sânge pe stradă, atunci pe momentul să cumperi. Nu mai știu cine a spus, rog. Warren Buffett. Warren Buffett, da. War Buffett a spus. Ăla eh, momentul. Când vezi așa ceva, atunci, atunci tu să fii detașat emoțional și să înțelegi că asta este cea mai mare oportunitate pentru a-ți construi acel portofoliu care te va duce la 30, 40, 50 de ani, să ai tot ce -ți trebuie, să nu mai faci nimic, să călătorești prin lume și să te mai uiți din când în când ce-ți fac, ce face portofoliu. Apropo de Warren Buffett, dacă tu l-am adus în discuție, care e semnificativ pentru <laughs> tema noastră de astăzi și mi se pare cel mai reprezentativ investitor la bursă din toate timpurile și din toate așa, el, majoritatea banilor lor, să zic 89% i-a făcut în ultimii ani ultimizeci cu bursă, în ultimii 10 ani. Ce are Warren Buffett diferit față de alți investitori? Și... Cred că ăsta e cuvântul care l-a caracterizat cel mai mult și cred că el a stat și spus. S-a ținut, de, a avut un plan. E adevărat, el s-a transformat într-un guru. Sumele de bani pe care le-a câștigat sunt colosale. Colosale, da. Ceea ce ai spus tu este absolut adevărat. că Mare parte din ele sau, sau cea mai mare parte, această creștere, e una compusă în ultimii ani de zile. Pentru că orice chestie de la 1 la 2, de la 2 la 4, de la 4 la 8, de la 8 la 16 și dacă tot multiplici așa, ajungi la un moment dat să dai seama că în 10-20 de ani acele, acea prim 100 de mii, dacă tot o, o, o multiplici, o, ea ajunge să valoreze foarte mult și într-un an de zile faci cât în primii 15 ani poate sau 20 de ani. E, e vorba de dobânda, să spunem așa, dobândă compusă. Nu e o dobândă asta, ci este o investiție compusă. Românește, dobândă la dobândă. Da, exact, dobândă la dobândă, un... investiție la investiție. Era, a fost foarte consecvent în tot ceea ce a făcut, adică el a, el a lucrat în acest domeniu, a avut fonduri pe care le-a administrat, și s-a ținut de o strategie pe care a respectat-o fiind alegându-și companiile în funcție de valoare. Întotdeauna l-a a căutat în companii exact ce spuneam valoarea. Și le-a și intuit foarte bine pentru că este cel mai bun. A avut informații mai prețioase sau mai bune sau decât alți investitori? Asta nu știu, nu pentru cred. că eu așa cum văd eu lucrurile, eu sunt începător la bursă și Ți-am spus sunt investitor pasiv, dar din experiența mea de business știu că informația e primează în orice business sau în orice afacere? Adică să ai acces la informație primul sau printre primii? Sau... Da, informațiile există în bursă, există informații confidențiale. Informațiile confidențiale nu ajung la urechile publicului decât într-un mod diseminat egal, adică tuturor odată. Când se dă o, o companie, dacă face un lucru, anunță printr-un raport înfăptuirea acelui eveniment, pe pagina bursei, la o anumită oră, în anumite condiții, astfel încât toți să știe în, același, în aceeași clipă. E, în America și în România, dar spun de piețele dezvoltate, a te juca cu informațiile confidențiale este foarte periculos pentru că se lasă cu închisoare. Drept urmare, nu cred că cineva de un astfel de nivel ajunge să folosească astfel de lucruri pentru că are o reputație mult mai importantă de aparat. Câți oameni din interiorul companiei de care ai spus tu că informează investitorii în același timp, au acces la informația asta confidențială? Adică cât e riscul de mare ca informația să ducă către o rudă, către cineva care împar banii sau... Riscul acesta există ca orice risc în lumea asta. El nu poți să-l controlezi, dar știi întotdeauna că dacă îl încalci, e o lege care te va penaliza sau te va pedepsi companiile când lucrează, când selectează aceste, de obicei informațiile confidențiale țin de departamentele de conducere. Adică acolo se întâmplă aceste decizii, nu se întâmplă la orice nivel. Mai departe, ele când sunt transmise către public, cel mai adesea sunt transmise, spre exemplu, în bursa românească, în afara orelor de tranzacționare, tocmai ca să nu Poți să iei ceva, să spun, am aflat eu acum, am sunat repede pe un verișor, ia și tu trei acțiuni, că nu știu ce, -a, în afara orelor de tranzacționare. Dar dacă ar fi chiar și așa o informație confidențială care să ajungă la urechile unui om care ar putea să facă acest lucru, el trebuie să știe că în situația în care este descoperit, va suferi rigorile legii și acestea nu sunt uh, tocmai de uh, dat așa la o parte pentru că sunt uh, drastice. Eu nu eram familiarizat cu Bursa sau pe vremuri când mă ocupam de casino, era un casino aici la, la Casa Vernescu, la Palas, cu era firma care se numea și ei s-au listat la bursă, știi? Cu vreo 800 de milioane de dolari s-au listat, aveau un casino în insula Rodos, un casino la Lutrachis, aveau vreo 4 sau 5 cazinouri mari mi-am dat seama că este o fraudă, mi-am și dat doctoratul, pe, eu asta sunt specializat pe fraude economice și pe spălare de bani, asta e specialitatea mea, fiind în domeniu la jocuri de noroc, că e tot matematic și probabilistic, de -aia toți banii se duc la acasă doar la poker, când jucăm noi între noi, azi câștig eu mâine tu, dar în rest, orice joc de noroc, banii se întorc în, acasă, știi? cum ar veni. Deci căi păcănea, căi ruletă, căi blackjack, cazinou că sau firma de jocuri de noroc rămâne cumva între 15 și 20% din turnover, din așa. Ei când s-au, s-au dus la bursă au raportat pe ultimii 5 ani undeva aproape de 30%. Eu mi-am dat seama, fiind manager de atâția ani de zile și făcând școala în Vega și aveam așa o carte groasă de matematică a jocului, era imposibil pentru mine. După câteva luni, oamenii au fost arestați pentru fraudă bursieră, pentru că au făcut gogoașa mult mai mare decât... Ca să vândă mai bine acțiunile lor de fapt. La asta te referi tu când, nu? când spune că... Și asta poate să fie, asta e o manipulare, de fapt. Tu vii cu niște evidențe care nu sunt adevărate, crezi un fel de uh, uh, fals. Crești, crești în mod artificial valoarea... Profitului, când în cazul ăsta era un profit pentru că... Și implicit te... valoarea acțiunii, nu? Sau da, valoarea companiei că... pe care o listezi Da, pentru că multă lume când evaluează o companie se uită la profit. Cu cât profitul companiei e mai mare, cu atât compania e mai valoroasă. Deci dacă tu vii cu o companie care valorează Uh, face un profit 100 de lei și tu estimez că ea atunci ar, ar trebui să fie în piață 1.000 de lei, dar așa generic să zicem, de 10 ori profitul, dacă acea companie ajunge să facă 120 de lei, automat și piața se-ar ajusta la 1.200 de lei ca valoare de piață. Deci oamenii aceștia, din ce îmi spui tu mie, au uh, crescut o profitabilitate din pix probabil, ca să obțină pix, un, exact. o valoare mai mare a companiei pe piață, pe care valoare după aia au vândut-o altora, că ei și-au vândut în acțiunile astea, mă gândesc că nu era doar ca să... Păi de te listez la bursă, ca era. să vinzi o parte de din acțiunile exact. companiei, nu? Și cei care au cumpărat acțiuni au constatat după un timp, mă gândesc, că profitabilitatea nu este acel trec record de ani de zile, nu s-a... nu a continuat și de aici mai departe... Cred că istoria... Spune da, probabil că următoarea lună după ce s-au la bursă era 15%, nu exact. era 25% sau 30%. Și lumea a înțeles că... Și era obvious... a fost fișe acolo, nu mai... Eu dacă vreau să listez compania la bursă, cam cât e minimul de procede pe care trebuie să-l pun la dispoziția bursei, să zic așa? Dacă vrei să te listezi pe piața uh, principală, deci pe piața BVB, 25%, dar se pot da dispense. Adică dacă ai o companie foarte mare... Până la urmă, scopul este să fie suficient de mare încât ea să fie atractivă. Dar 25% este un procent pe care. 20, 25%, sper să nu mă înșel. 20% sau 25%, deci acesta trebuie să fie free flow-ul. Adică ceea ce să rămână, transac, să fie tranzacționabil pe bursă în afară de ceea ce vei rămâne tu. Să rămână un procent de 80-20% sau 75-25%. Uite, nu știu dacă e 20% sau 25%. Dacă te uiți pe piața aero, condițiile sunt mai... Uh, piața aero? Aero. Piața ce înseamnă? Aero, piața aero este o piață pe care se listează companii mai micuțe. Tot aparține tot de BVB, nu? Aparține tot de BVB. E o piață care are mai puține condiții, ceea ce înseamnă și listarea și uh, capitalizarea anticipată sau profitabilitatea. Și e o piață e o pepinieră, mai bine spus, în care companiile mai mici își uh, uh, caută finanțare, se listează, devin publice, se fac cunoscute, ca pe măsură ce se antrenează în această piață și știu... Se poate care... Să poată să facă next steps, să se ducă exact. pe piața Chia, principală. Și, și se întâmplă în mod curent. Și ajung pe piața principală unde Intră unde? În vizorul marilor investitori, pentru că acolo sunt, pe piața principală în special, sunt fondurile de pensii, care au sume foarte mari de bani în România, au miliarde, miliarde de euro pe care investesc în piața românească de capital, ceea ce e foarte bine. Investitori instituționali străini, cum credeți că s-a făcut listarea hidroelectrică care a avut o valoare imensă de listare, acesta IPO, tocmai prin prezența investitorilor instituționali? Români și străini. Ce înseamnă de investitori instituționali? Investiții, fonduri de pensii, uh, hedge funduri, adică organizații care sunt administrate și care sunt specializate în a gestiona bani. Nu mai sunt eu o persoană fizică care pune niște bani, eu sunt retail. Dar în momentul în care intră o organizație, o bancă, un uh, fond de, de asigurări, uh, aceștia sunt investitori instituționali, adică ei sunt niște instituții financiare. Sau instituții de o anumită conotație financiară, care au oameni specializați și care fac investiții în funcție de analizele proprii. Asta e ideea să se analizeze, adică oameni care analizează, oameni care, investi, care se duc, se întâlnesc cu companiile o lungă perioadă de timp. Cea mai, cea mai frumoasă perioadă a mea ca broker a fost când am lucrat la Swiss Capital, cea mai mare societate de brokerare, cea mai bună și nu întâmplător este și astăzi cea mai bună pentru că sunt cei mai buni acolo. Uh, și noi aveam foarte mulți clienți din uh, partea asta de continentul american și ne întâlneam, eu adesea mergeam cu ei, își veneam în România și făceam întâlniri. Mergeam la Romgaz, la Transgaz, la Transelectrica, uh, mergeam la Ministerul de Finanțe, mergeam la Primul ministru mergeam în funcție de agenda fiecăruia, în funcție de, bineînțeles, de cât puteam noi să gestionăm aceste intermedieri aceste interacțiuni cu oamenii importanți din domeniul de, de financiar, din domeniul de din decidenți, ca să înțeleagă până la urmă și ei își trimiteau, acești instituționali își trimiteau oameni specializați care să ia, să spun așa, să simtă uh, aceste companii, viitorul, țara, uh, mediul macro și așa sunt instituționali. sunt un calibru foarte mare. Mari instituționali în lumea asta au, unii dintre ei au mii de miliarde de dolari în administrare. BlackRock. Black, Mi-a Black, uh, e, e vorba din gură, acum exact. Am vreau să zic eu. În România, cei mai mari investitori instituționali, deci cei care sunt ai noștri, sunt fondurile de pensii, care au miliarde de euro, au miliarde, zeci de miliarde de lei și care o parte din acești bani sunt în bursa, rom în bursa românească în companii și dețin procente din petrom, procente din hidroelectrica, procente, adică fac exact această diversificare prin niște acțiuni importante pentru a le oferi oamenilor o pensie, exact ceea ce omul poate să-și facă ce spuneam noi, să-și facă și el în paralel acest lucru pentru a avea și el acces la același beneficiu peste 10, 20, 30 de ani, numai că eu fac aceste fonduri de pensie și bine că există și că ele au fost inventate în România. Adică inventate în sensul preluate, că nu le-am inventat noi, dar adică, funcționează și este un lucru foarte bun. Hai să vorbim apropo de BlackRock și apropo de, de ce s-a întâmplat acum cu ETF-ul în America, cu, cu criptomonedele. A fost așa un, un un val de, nu știu, de entuziasm, să zic așa, pentru cei care mai uh, sunt nostalgici. Eu totdeauna n-am recomandat pe, criptomonedele pentru că tot timpul am recomandat chestii palpabile. Cum am zis, bă, mă duc la bursă unde e o companie pe care o știu, e barajul de la uh, porție de fier pe care am trecut cu mașina, am dus la Sârbi, l-am văzut, uh, touchable sau ceva. Uh, tot timpul am spus că uh, partea de criptomonede este o monedă speculativă, nu știm ce se întâmplă, dacă se ia curentul și internetul, poți să te arunci sticul în mare și nu ai ceva palpabil, ca aurul sau ceva. Care-i părerea ta ca și specialist, să zic, în... Eu am... Eu puțin, o părerea mea e poate puțin diferită de a ta și păi, cu Torescu. de sunt suntem aici, o, aici o, la masă, o, știi? Spus, <laughs> nu, nu spun că le înțeleg mai bine. Nu spun că uh, rolul lor este unul covârșitor și că ar putea să uh, dea o soluție pe care uh, astăzi am avea o, la o problemă care există sau nu există. Dar cred că adesea oamenii când... Uh, creează astfel de filozofii, ele au puterea de a se transforma într-o, să într-o anumită, într anumită, religie. Și vedem că în ziua de astăzi Bitcoin s-a transformat într-o religie financiară. Lumea crede. Și îți dau un exemplu. Ce să spun de ce, de ce nu știu care va fi viitorul lor. Nu spun că va fi, dar nu spun nici că nu va fi. Asta este, de fapt, părerea mea. Când aveam 20 ceva de ani, venea pensia bunică mii, și venea, mă suna și îmi dădea cartul. Și îmi spunea, uite, și scoatem banii de pe carte Și eu spuneam, păi, folosește banii, ăștia, folosește cartul. cartul direct că mergi să cum cumperi. Ea, și îmi spunea, nu, 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 eu nu înțeleg că ce e ăsta, nu știu ce e plasticul ăsta mâna mea, eu vreau bani. Și după aia mi-am dat seama la un moment dat că și eu am avut această reticență față de criptomonede de până m-am întâlnit cu niște tineri, undeva cu 10-15 ani mai, mici, mai, 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 mai tineri ca mine, care avea o lejeritate foarte mare în a discuta, în a tranzacționa, a înțelege și a accepta această criptomonedă, cum eu acceptam cardul bancar, și bunica mea nu-l accepta. Și atunci mi-am dat seama să nu fie cumva la mine un blocaj pe care nu-l cunosc. Ok. Dar dacă, dacă lumea aceasta va crede, în această filozofie financiară, ea se va îndeplini de la sine. Și s-ar putea, la un moment dat, să capete contur când va fi prea mare ca să nu mai existe. Și dacă ea va ajunge într-o formă care. Această ipoteză a reglementării va da o formă care să o transforme din ceva care pare să fie riscant, să o transforme în ceva care este devine predictibil, e posibil ca lumea să o aprecieze prin aceste calități pe care altfel. Uh, cu toți acum le blamă, mă, spunem, nu, că acolo sunt, uh, nu știu dacă faci ceva sau faci ceva să te ai curentul. Blockchain-ul ăsta rămâne, cred eu că el va rămâne. Nu Bine, blockchain-ul ca tehnologie, da. altceva, da. Sunt uh, și uh, lucruri bune în criptomonede. Vreau să te întreb, de exemplu, mă întorc la Banca Transilvania care acum cumpără. OTP-ul. Automat eu știu că va fi o bancă și mai mare, și mai potentă, și mai lichidă, și mai, și mai, și mai, da. și cresc acțiunile. Adică eu o, vezi. o văd. Dar la criptomonede, în funcție de ce crește bitcoinul sau scade bitcoinul, pentru că nu are nimic în spate, ceva palpabil, ceva lichid, ceva... Dacă lumea crede, atunci ai valoarea. Și dovadă că în momentul de Crede aflație, în ce, Mihai? Crede într-un vis. Și poate și asta este suficient câteodată să crezi un, uh, să, să creezi mai departe o valoare. Lucrurile nu au poate, tre trecem din ce în ce mai mult într-o sferă în care lucrurile își pierd din palpabilitate și vedem că era internetului se, se creează în jurul nostru uh, business pe care nu le vedem, ele există în subsidiar ne bucurăm de aplicații telefoane mobile, transmisie. etc. Bine, telefon mobil am pus mâna da. pe el, am o aplicație mă ajută, dar uh, criptomonede sau bitcoinul, a, a venit Elon Musk a zis că acceptă de mâine... Uh, criptomonede să vândă Tesla, după aia s-a răzgândit și a câștigat el singur într-un da, 24 de ore, 200 aia de milioane de... Adică eu asta e o chestie aia foarte speculativă care aia ține cont de declarațiile mele sau ale tale da, sau... Da. Atâta timp cât lumea crede că aceste criptomonede vor avea un scop, ele vor rămâne în picioare și își vor păstra o valoare în funcție de cât de mulți cred în ele. Dacă timpul va dovedi că scopurile acestei credință va căpăta și, niște, și o utilitate dovedită, acea utilitate pe care tu o dorești să o simți, să o vezi, să-ți dai seama că se construiește ceva din ele, să folosești la ceva, poate că blockchain-ul ăsta va ajunge să, creeze o astfel de utilitate și ele vor fi unele care să genereze interes. E o semn de întrebare. Eu recunosc, că, o spun cu toată sinceritatea, că uh, nu-mi dau seama care va fi acest viitor atât de clar. Dar sunt cumva profilactic, adică îl păstrez ca interes și îl accept că există pentru că există. Sunt foarte mulți oameni care și-au pierdut o grămadă de bani cu grupuri da. de astea de noi pentru criptomonede. Că... Cu... Pentru că au fost multe fraude. Foarte multe. 99,9% din ele sunt niște gunoaie. Asta e și părerea mea. Da. Am un prieten care mi-a spus, e ca și cum te duci într-un coș de gunoi și cauți-o de -aia, te uiți la ea, ele sunt niște vehicule de a uh, tranzacționa dacă vrei, de a specula. Sunt foarte bune la speculații. Dar dacă te-ai pus mai, te-ai te băgat acolo, e, uh, normal că îți pierzi banii dacă te buci în ceva ce nu înțelegi absolut deloc. Este combinația între IT și finanțe. Nu te pricepi nici la IT, nu te pricepi la finanțe, dar ai prieten să te pricepi la binomul ăsta Uh, bine, eu, eu pot să zic că uh, sunt un om de afaceri cu experiență și care anticipez, dar uh, anticipez că am o informație. Cum se am am stat cu, cu șase luni că Banca Transilvania intenționează sau că OTP-ul e de vânzare și m-am gândit, bă, sigur o să se finalizeze tranzacția sau dacă nu, ce am pierdut, mi-am da. mai cumpărat niște acțiuni la Banca Transilvania care rămân cu ele și mi le. Care, care sunt valoroase oricum. Deci, da. Da, aici la, la criptomonede am citit undeva și nu sunt sigur de informație că 90% din valoarea tuturor criptomonedelor e deținută de 3% de investitori și aici mi e frică deja când văd că, cum ai spus tu, băi, la bursa am 95%, 5% fac da, ce vreau. Da. adică cresc, cad chiar nu, nu contează pentru mine ce 5%, adică din punct de vedere decizional, să zic așa, știi? Și am făcut o paralelă cu criptomonedele și zic, bă, dacă 95% din criptomonedele se la 3%, înseamnă că ăia 3% fac mișto de ceilalți și fac ce vor ei cu... da. pentru că am văzut fiind foarte activ pe TikTok și având dația oameni, în momentul când au listat și în ziua cu ETF la, cu, ai văzut cu bitcoin da. Și cu asta, toți erau breaking news entuziasmați să, să facem să face Bitcoin un milion, și acum, bum, s-a dus la 36.000 de, de euro, sau de 41 sau 42, cât era atunci. E o piață care a devenit destul de mare ca să mai să o poți ignora. asta spun, eu am, am observat un lucru că acolo unde se creează niște concentrații de bani, ele încep la un moment dat să devină tentante, poate nu pentru scopul lor inițial. Și poate cineva va găsi un alt mod de a crea din aceste sume de bani, din Bitcoin, din Ethereum, din, de a crea niște vectori de direcție către altceva. Viitorul nu-l nu știu. Noi, eu doar încerc să fiu pregătit pentru el și să am o minte deschisă în a înțelege că nu știu dacă va fi așa sau nu. Dar voi accepta indiferent cum va fi el. Dacă ele o să dispară, eu o să fiu pregătit să dispară, iar dacă ele o să existe și se va crea uh, o emul, nu știu, o mișcare dintre aceasta care să ducă către ceva care să aibă o utilitate, atunci uh, eu mi-aș dori să am astfel de criptomonede pe acelea pe care le voi selecta după niște considerente pe care eu sper să fiu în stare să le dobândesc, dacă nu cel puțin între timp. Eu nu înțeleg uh, cum poți să spune că o să crească la 100.000 sau un milion, pentru că ca să crească la 100.000 sau un milion, ca să cineva să beneficieze de sumele respective, cineva trebuie să piardă bani. Adică, nu, că, practic, de unde. Că nu e ca la hidroelectrică, că și-a mai deschis un par fotovoltaic, am mărit capacitatea energetică și de acolo vin banii, kilovația aia care îi vinde noi la întreprinde sau la populație. Aici, ca să eu fac 100.000 pe un bitcoin, tu trebuie să pierzi o să e demin, nu? E o cerere. Până la urmă, este un produs, și cu cât mai multă lume cere acel produs, cu atât prețul o să crească. Dar de ce el cere? Ce motivație e să-l ceară? Speranța poate a multora că ăsta este viitorul. E un exemplu. Mulți cred în așa ceva. E o credință. E, e efectiv. Este o religie. Da, de, de -a, foarte mulți au văzut copiii de ăștia. Cum spui cum ai vorbit tu cu copiii, am vorbit și eu. Nu mai sunt în stare să-și găsească un job, nu mai sunt în stare să se integreze pentru că el are un bitcoin și visează să va fi un milion, să devină și el milionar în euro. Și atunci se izolează de societate. Stăm fiecare și dacă noaptea iese să facă pipi, mă scuz la wc deschide telefonul să dacă a crescut bitcoin sau scăzut. De ce? Obsesie, o boală deja, știi? Așa este, dar Nota de plată, dacă nu se va întâmpla să fie un milion, va veni sigur pentru el, adică va fi trist. Probabil. Da, dar poate va, fi, va veni peste 10 ani când el deja nu mai poate să se integreze în, înapoi în societate, stând acasă și visând cu graficul ăla Așa în este. față. Wishful thinking totdeauna a fost unul care a penalizat la bursă, a spus-o Jesse Livermore. La bursă, în general, ceea ce înseamnă investițiile, nu te bazezi pe speranță. Asta e o greșeală... Oricum, Aici am, ajunge, am vrut să da, ajung, știi? Da, Nu poți să speri. Dacă speri, înseamnă că tot ceea ce faci tu este să nu faci nimic. Doar să speri că alții vor face și tu vei ajunge să într-o astfel de ipostază. Speranța este foarte mult hrănită de o istorie a acestor monede. Toată lumea vede cum Bitcoin-ul, spre exemplu, sau ethereum au crescut de la câțiva cenți la zeci de... Și la carita sau la banii da, de optori da, care au depus exact. primii. Dar asta s-a întâmplat. Acum, mulți speră să istoria aceasta se repete și să se facă și mai mult data. Poate o să fie, poate nu o să fie. Asta n-ai să... E greu, pentru că dacă o să când a crescut Bitcoin? Apropo, cel mai mult Bitcoin nu a crescut când s-au printat bani. Știu că în 2009-2010 era un dolar. Că da. un angajat de al meu aveam cazinul la Novotir, a zis, să-i și dolari și nu era o sumă mare pentru mine atunci să vă cumpăr 10.000. Păi zic, doar du să-i văd, să-i număr. Păi nu, domnule, că -s pe internet. Eu apar n de -abia am început să eu cu laptopul și cu asta. Erau, a, avea acum la 10.000 de Bitcoin, calculez, mi și greu să calculez. Dar băiatul ăsta și-a strâns că era un salariat până la urmă și și-a strâns 1000 și de dolari și-a luat 1000 de bitcoin și când s-a făcut 5 I -a dolari -a. i -a vândut și că tu ai văzut dacă nu mai ai da. ascultat că mi-am făcut banii de 5 ori și, acum nu mai, nu revine psih de atunci și Așa tot e. povestește la toată lumea cum a avut el 1000 de bitcoin și că i-a vândut cu 5000, știi? Asta e, asta e o industrie în care e cu, cu, greu ai fi rezistat să cumperi la un dolar să, să le să, le, să le fi ținut. Adică trebuia să fi făcut parte din acești care... banii de 5 ori, 5 ori 5. mamă, mamă. Toți, uh, uite, este un baie să des întâlnit în bursă. Toți când se uită în spate și zic, bă, dacă eram eu atunci, eu luam cu un dolar, dar nu vindeam la 5 niciodată. În realitate, cei mai mulți, 99,9% așa ar fi făcut. Când te uiți ce s-a întâmplat... Când vezi meciuri, luare, zici, da, dar ăla trebuia să-l schimbe. Față, acolo, totul e foarte clar când te uiți în spate. Când te uiți în față și când îi spui acelui om, păi de ce nu crezi acum? Uite, e 36 de mii. Crezi că se face 500 de mii? Bagă mă acum, dacă ai curaj. Ești o să vezi că oamenii îți dau așa puțin pe spate, spre stai că nu mai e la fel de simplu. Dar când s-ar face, dacă s-ar face 500.000, de mii, o să știe să spună, dacă luam eu, bă, dar nu știu ce, ziua aia m-a durut capul și n-am fost să stare să iau, adică vor fi, tot timpul vor fi... Eu niciodată n-am regretat, Mihai, pentru că eu am niște principii de viață pe care mă duc și n-am regretat, am zis, am da. luat o decizie, n-am avut încredere în ceva care nu m am putut să pun mâna, nu-i palpabil și n-are niciun fel de acoperire sau nu are nimic în spate și nu mi-a părut rău că noi am făcut calcul, bă, 10.000 de bitcoin ori 60.000, da. mamă, frate, eram oară în bafe de România, știi? Bineînțeles, <laughs> dar nu toate, nu toate deciziile pe care le luăm noi în viață sunt unele câștigătoare, adesea sunt unele care Așa, așa e traiectoria fiecăruia. Mai sunt și decizii proaste, dar toate, până la urmă, creează o experiență. Și cred că oamenii au datoria de a face un pas și de a se informa, de a încerca să înțeleagă, prin propriile lor capacități, despre ce e vorba. Poate unii au un talent în a înțelege mai bine niște lucruri pe care, uite, poate eu nu-l am. Dar altul poate este mai înzestrat în a-și da seama ce înseamnă blockchain-ul ăsta, pe care eu iarăși nu îl înțeleg, deci recunosc-o cu toată, să spun sinceritatea, nu înțeleg atât de bine lucrurile astea, dar le accept că există. Primul pas este să te informezi, asta vreau să spun. Toți cei care vor să facă ceva în viață au această datorie de a încerca. Îi spun și fiicei mele, Andra. Caută să te liberezi de jugul acesta al orarului de muncă 8 ore pe zi, pentru că el va, îți va canibaliza timpul pentru niște bani și cea mai importantă resursă a ta, timpul, în care vei putea experimenta, mai ales că ești tânără, o vei da uh, altora pentru nimic. Că experiența pe care o vei căpăta încercând să faci lucruri acum și cu erori, adică să nu-ți fie teamă și dacă greșești, pentru că vor fi mici erori, ele vor crea din tine un om care va putea să ia niște decizii foarte importante sau câștigătoare peste un an de zile. Adică tu să trebuie să se lase de serviciu, să, ceva, să înceapă ceva pe cont propriu? Eu o sfătuiesc să încerce pe cont propriu. Să... Ce anume? Orice crede ea că este în ziua de astăzi ceva care funcționează. Copiii din ziua de astăzi, adolescenții din ziua de astăzi, sunt mai bine poziționați în a înțelege lumea din ziua de astăzi. Noi am trăit într-o lume care a fost foarte mecanică, în care, exact cum spui, mă urcam, mergeam, mă vedeam lucrurile cu ochii mei. Iată că acum sunt multe business care se nasc din scalabilitate, din IT, din resurse care, se repet, nu sunt tangibile, dar care produc bani în spate pentru că ele sunt dorite. Imaginea care se vinde foarte bine și marketingul acesta care se face chiar pe Instagram, a ajuns să fie unul copleșitor de valoros pentru unii, adică să faci ceva. Mi-a spus un, un prieten la un moment dat care avea, are o agenție de publicitate, mi-a zis, Mihai, nu credeam că o să angajez vreodată oameni specializați în Instagram. Adică, în mintea mea, acest post nu a existat în urmă cu trei ani de zile, nu exista, nici nu concepeam să... Și iată că se întâmplă. Și atunci eu încurajez să exploreze toate aceste lucruri care țin de generația ei. Și să încerce să facă, ce, să facă pași, acolo unde crede ea că și chiar dacă va, nu o să fie neapărat de succes. Dacă va, va alege să ducă să lucreze, probabil că eu o încurajez. Câți ani are? 19 ani. Mulțumim, să stai Mulțumesc astăzi. foarte mult. Eu o încurajez spre exemplu să uh, meargă să lucreze acolo unde învață ceva care va folosi ei, dar să nu se păcălească că dacă va rămâne sub acea umbrelă care îi dă un confort până la urmă. Știți cum e? Că asta îți dă o multinațională. Îți dă o umbrelă în care nu te plouă, dar atât cât ești sub ea. Dacă ai făcut un pas în afară, începi să simți intemperiile astea. Antreprenoriatul înseamnă să renunți la o umbrelă, să te duci puțin prin ploaie, să te și să nu știu, dar la un moment dat o să poți să-ți cumperi, să ai un confort pe care niciun alt fel de... Da, dar cu ce efort, Mihai? Depinde dacă ești da. dispus să faci efortul respectiv. E un risc. Ai o responsabilitate în față de angajații tăi, pentru că acum toată lumea promovează și se, tot, tot, lumea ține conferințe sau vinde cursuri cum să devii antreprenor de succes, cum să devii lider. Eu tot le spun la oameni, măi, omule, cu, ca și lider trebuie să te naști, ca și urechea muzicală, nu poți să devii lider. Se vede la copii din clasa 5-a că urmează un copil, ce ai zis, acum jucăm fotbal toți copiii merg după el, jucăm fotbal. Acum jucăm, nu știu ce, popa prost, toată lumea joacă. Adică liderul de mic să vede care e lider, știi? Și ca să poți să, poți să devii antreprenor, trebuie să ai niște calități de antreprenor, să-ți asumi riscul, să ai responsabilitate față de angajații tăi, să nu. Sunt mulți antreprenori ăștia care angajează oameni, de promis salarii mai mari, îi fură de la alte companii, fac headhunting, după care se apucă și joacă pe la casino și își pierde toți banii în două luni și a închis firma și a rămas sau face niște investiții extrem de proaste și cu risc extrem de. Mare și pune companie pe bătuți. atunci oamenii deja au credite la bancă, au copii acasă așa și lași... și. Acum, viața nu e perfectă. Și lucrurile astea se întâmplă. Ele se întâmplă și în mediile în companiilor mari, adică nu se întâmplă numai în companiile mici. Au fost cazuri extrem de cunoscute și în piețele financiare externe cu mari companii care au falimentat și, până la urmă, ai fi crezut vreodată că acele lucruri să spun că acea cultură organizațională nu permite să se întâmple așa ceva. Eu nu, eu îndemn să facă un singur lucru, să încerce, adică să nu aștepte, să facă acei pași și să își, să își, traseze singură acea hartă în care ea își va da seama dacă e bună, să-și caute acele atribute, acele valențe care îi, vor da, care îi vor da încredere și să nu țintească neapărat banul în prima secundă, pentru că banul este, Uh, nu vine de la sine în momentul când. când ești bun, el vine de la sine. Da, da, adică, da. dacă te duci și zici te bucuri că ai cineva cineva 1000 de dolari și altul 1200 de dolari, tu de fapt ăla ești e maximul pe care îl vei obține și acolo vei rămâne și cu prețul ăla te-a cumpărat. În schimb, dacă vei căuta să fii bun în ceea ce ești, să explorezi, să investighezi, să-ți dai seama ce, ce se caută, să ai o minte tot timpul care să cotrobească în ce se întâmplă în jurul tău, Banul la un moment dat veni să te recompenseze pentru că n-ai cum, dacă ești bun, să nu câștigi bani. Aici depinde de mulți factori. Vezi, fetița ta într-o situație bună pentru că tu ai dobândit o anumită experiență, ai un anumit statut financiar și chiar dacă ar fi fel sau nu ar reuși, tu ai ajuta o ori să-și recapete un alt job sau poate să se întrețină până își găsește alt. Dar unul care provine într-o familie săracă și a prins pe Dumnezeu un picior, să zic așa, între ghilimele și a prins la o corporație un 2000 pe lună în București, la ce vă frate, eu dacă îmi pierd job ăsta și încerc să fac ceva pe propriu, acasă am unde să mă duc, mama și tata stau într-o cameră și săraci și spălațară. țară, eu sunt bine aici cum sunt, mi-au dat ăștia o, un telefon mobil, mi-au dat o mașină, sunt foarte happy și nu vreau să uh, ies din zona mea de confort, bula asta de, de confort. de zic că e puțin așa, confort cu întors, întors. E cu întors. Confortul, până la urmă, este cel care îți uh, uh, să spun, îți dă satisfacția momentului, te face să te simți bine și să nu-ți dorești poate mai mult pentru că e confortabil ce ai. Vine o vârstă la un moment dat când te întreb dacă ai fi putut să faci mai mult sau nu. E, depinde de fiecare. Eu nu cred că fiecare om își poate cântări deciziile în funcție de ceea ce este el construit, așa cum ai spus. Dacă ai o stofă în tine și vrei să evoluezi și crezi în tine și ai ambiție, ai această abnegație de a te depăși și, și de vrei să mai muncești mult, mai mult decât ceilalți, atunci vei căuta tot timpul să-ți găsești obiective care să te ducă într-acolo încât să, tu să simți că reușești și dacă la un moment dat confortul, energia, vârsta etc. ele vor contribui în a spune că e suficient, probabil că e momentul să faci acest pas suntem diferiți ca oameni, tocmai asta e marele... Uh, dacă am fi toți uh, antreprenori, să dau un exemplu, ar fi o competiție, uh, cine ar mai munci? Păi tocmai asta dacă zic. Dacă am fi toți care să muncească, am fi ca în comunism, ar fi doar unii care ar decide și alții s-ar duce și ar urât ce fac acolo, adică viața lor ar fi una tristă și gri. Ce părere de piața Forex? Piața Forex e o piață a banilor Interbank, ar să-i denumesc, iar ea a, a căpătat în, uh, Uh, Acum nu mai este la fel de la modă cum era mai demult în urmă cu ani de zile, când oamenii au crezut că poate să speculeze că de, uh, aceste monede ale diferitelor țări. Dar poți să faci bani pe termen lung din Forex? Adică să no. întreții o familie sau ceva? Exclus, nu? Forex Eu asta e, tot spun. Forex e speculație doar. Exact. Adică tu ai o deviză și te cauți o alta și încerci să vezi în care te miști mai bine, adică este doar, e și foarte complicată. Acolo sunt niște participanți foarte mari în această piață Forex. Acolo sunt adevăratele balene, să spun așa, când vine guvernul US și decide ceva sau apar cifrele de inflație pe America, adică trebuie să fii foarte priceput. Marea eroare pe care o fac mulți când se duc în piețele acestea este să creadă că se pricep și doi, să joace că asta e pentru eu, joacă realmente, asta nu mai este o investiție, eu joacă și când spun... Eu păcănea forex o păcănea, de fapt. intră și tranzacționează în levier, adică intră în marjă. Îi spun așa, eu pun 1000 de dolari și tranzacționez cu puterea 50.000 sau 100.000 de dolari. Și la o mișcare de unul... Poți să 100. explici că majoritatea de da. care se uită la noi nu știu ce înseamnă asta. Cum poți să pui 1000 și să tranzacționezi 50 .000. Eu pun 1000 de dolari și Platforma respectivă îmi dă putere ca și cum aș tranzacționa 100 de mii. Pune 100 de mii echivalent în cont. Dar ei nu sunt bani reali. Sunt, sunt pe hârtie. Sunt pe hârtie banii respectivi. Da. Statistica acestor... E un fel de demo, Mihai? E un fel de demo foarte inteligent. Că o să spun și de ce, de ce există... Ca să te exist. agațe cum ar veni platforma da. respectivă, nu? Pentru că platforma asta, ca să vezi ce șmecheri sunt, ei se fac contrapartea ta, de fapt. Tu când intri și cumperi o poziție, ei sunt pe partea alaltă cel mai adesea vânzătorii poziției tale. De ce? Pentru că au descoperit statistic că între 70 și 90% din cei care sunt, intră pe aceste platforme, acest retail nepriceput, pierde banii. Și e foarte ușor să iei banii acestui retail, dându-i senzația că el este la butoane. Și el este acolo, dar prin toate erorile pe care le face din neștiință și din nepricepere, și mai ales când îi dai și acest, această putere de 1 la 100, pentru că asta se întâmplă, când îi dai o putere de 1 la 100, el uh, ce face? Își uh, amplifică mult mai repede uh, pierderea asta, adică uh, timpul în care își pierde banii. Pentru că tu când ai pus pus 1000 de dolari pe masă, i-ai putere de a tranzacționa cu 100 de mii, dacă poziția a lui, să zicem, l-a intrat într-o poziție de cumpărare, și, sutea, și piața scade cu 1%, toată mie a lui de dolari, care aia sunt reali, că aia, ăla e singurul ban real, i-a pierdut instantaneu. Și astfel se întâmplă toate aceste tranzacții în care oamenii ăștia speră... Că deci e o păcăreală până la urmă, adică unii șmecheri din spate câștigă niște bani și restul pierd, știi? Sau, da, există... O... Acum sunt obligați să spună pe site-urile lor și cred că e interesant de văzut, cei care vor să tranzacționeze Forex, există un disclaimer care spune așa pe acest instrument financiar pe care ei tranzacționează, că e euro, dolar, euro, nu știu ce sunt okay. ele acolo, CFD-uri, diverse chestii, pe care sunt în special în marjă, deci în, în levier, spune acolo câți la sută își pierd banii. Ca să nu mai zică după aia, pentru că ce se întâmpla? Oamenii veneau, li se făcea capul mare, mamă, fia, ne dăm 100 de dolari, vezi câștigi acum, se și vedea că pleacă cu vreun Porsche după acolo. În două ore, trei ore, trei zile, o săptămână și curăța toți banii și sunt bani, eu spun 1000 de dolari, dar sunt oameni care au intrat cu câte 5, 10, 50 de mii pentru că. Lăcomia omului, că vezi acum 5 milioane, intru cu 50 de mii, îmi dă de 100 de ori banii, cu uh, ci, uh, 5, milioane, 5 milioane, știu eu, manevră, am văzut că a crescut-o la cu 5%, 5 milioane, 250 de mii, pa, mi-a cumpărat Ferrari. Ce să-ți Că ai pierdut pe aia 50 de mii și gata. Te-am întrebat pentru că prin anii 2000 aveam niște prieteni care, evrei fiind, au dezvoltat softul ăsta de Forex și am fost la invite la birou, aveam vreo 200 de puști cu cască și cu uh, microfon, așa și sunau pe toată lumea, Se cumpărau bani. baze de date da. și spunea, domnul Mihai, domnul Sorin, am găsit o oportunitate, nu vrei să băgați la noi niște bani și te sunau în cont. Cred că te-au sunat da, și pe da. de, cred că te. Eu le spuneam că ai numărul greșit ca să scap de ei. Deci, nu știu, de când te deci, te, mai sunau, scăpai. deci, în, în continuu, îi învățau să fie așa agresivi da. și băieții ăștia, prietenii ăștia mei, făceau câte un milion, două pe lună atunci în București, în România. Erau banii clienților, de fapt. Păi asta spun. Erau deci, ca să vaca. facă la două milioane pe lună, cineva trebuia să piardă banii, că nu puteai să ia din aer sau de undeva, din, din ce lua, nu? Exact. Când a crescut cu sau ceva. Adică, practic, Lumea e o fraie reală de... forex -ul. Eu, cine Forexul în esență, când spui forex, te refer la schimburile de valoare de valute, de valute, ele da. se întâmplă la nivelul internațional într-un mod corect atunci când te duci într-o altă țară, tu schimbi bani într-o... Deci banca se face tot... Practic am vrut să zic speculațiile, dar pe, speculațiile pe Forex. speculațiile pe Forex și acestea în ele sunt nocive. Adică 90 la... Ce? 9, cel puțin. Eu cred că peste 95% își pierd banii. Și cum le-am spus la copiii ăștia care mă tot întreabă, sunt niște guru de ăștia care le văd niște cursuri și cursuri scumpe, cu 3.000, cu 4.000, cu 5.000 și tot îmi spunea, domnule, nu i adevărat, nu ai dreptate, zic, domnule, că să invit pe unul la podcast, zic, domnule, în momentul când vine unul și mi-arată pe ultimii 5 ani o balanță pozitivă, că a câștigat ultimii 5 ani bani pe Forex și poate să-și întrețină o familie și poate să-și plătească un apartament, o chirie, o așa, eu îl invit la podcast și vreau să convinc toată țara să investească în Forex. Niciunul n-a venit până acum, deci am vorbit cu, cu să-mi da. dovedească că pe 5 ani de zile a făcut da. bani din Forex, știi? Poate ori fi unii care mai fac bani, dar trebuie să fie foarte Ăia care fac bani, fac bani din și cursurile nu. pe care le da. vând celorlalți aia ca să învețe, aia, ca să învețe să facă aia, bani, știi? Ăia da. fac bani. Eu te am întâlnit la un moment dat pe cineva care făcea bani din Forex, dar tipul ăla era genial în a înțelege ce înseamnă, că adică era super specializat, lucrase în bancă, avea cunoștințe exemplare despre ce înseamnă macroeconomie, despre ce înseamnă teorii financiare. El știa să citească datele care ieșeau din America, datele care ieșeau din Europa. El urmărea toată plasa asta e era. E un sistem atât de fragil și în care atragi dintr-o parte se mișcă. Și face, face și bani și în ziua de azi? Adică face pe termen eu, lung? Eu nu mai, nu mai știu să spun. Atunci făcea bani, dar el era pregătit. Adică Forex-ul este, poți să speculezi, poți să speculezi orice. Dacă ești bun și te pricepi, poți să speculezi și prețul cafelei. Da, dar odată, e ca și întrebarea la Radio Erevan, poți să faci bungee jambic fără coarde, da, domne, dar da, o singură odată. dată. Eu vorbesc de Forex, pe, eu sunt familist, am doi copii și toată viața mea țin no, copiii de mai din la facultate din Forex. sau din. -am, nici eu n-am întâlnit recunosc, Nu n-am așa ceva, n-am întâlnit. Dar dacă vrei să fii bun, trebuie să fii foarte pregătit în domeniul ăsta Ori cei mai mulți care intră intră din naivitate pentru că sunt atrași de câștiguri ușoare și Câștigură peste noapte și peste noapte nu există e ca la loto tot timpul la loto vezi câștigătorii a 1-2-3 în spatele lor sunt 5 milioane care și-au pierdut păi banii. Păi șansa să nimeni. câștigi la loto blocul 1 1 la 14 milioane exact. adică e 0,07 de 0 ,07 la sfârșit. Deci ăia câștigă câțiva și milioane în spate pierd bani. așa e și aici. Deci nu, nu recomandăm Forex-ul. No, nu, eu nu-l recomand ca speculații. Pentru că, na, nu, eu dacă vrei ceva palpabil, bursa românească, și o repet, cea mai simplă variantă de a investi, de a-ți face uh, cu ușurință un portofoliu care să-ți producă bani pe termen lung, este în clipa asta pentru român, bursa românească, pe care să o ia ca pe o bucățică din investițiile sale. Dacă vrea să pună el, noi avem această istorie, cumpăr un apartament, nu mai e rentabil. Era rentabil dacă îl luai acum 10 ani, 15 ani, nu știu cât să spun, când erau niște prețuri bune și se generează un il bun. Unele dintre ele au mai crescut, dar vezi că și aici trebuie să te pricep puțin, că dacă ți-ai luat până, nu știu, prin ce extremitate, parcă nu mai e la fel de bună creșterea. Anyway, dacă ai o investiție în imobiliar, ai o investiție în titluri de stat, ai o investiție, pui niște bani la bancă pentru un termen scurt, la un moment dat trebuie să începi să te gândești dacă spui niște bani în ceva care este mai productiv decât astea. Eu cu un risc mai mare, pentru că e inerent, riscul ăsta al bursei este mai mare. De ce? Pentru că este bursa influențată de mult mai mulți factori inclusiv legislativ, vine de la guvern și de o lege, un impozit mai mare, s-au cam dus o parte din profiturile alea. Pe termen, scurt. pe termen scurt, da, să pe spun, dar pe scurt, termen lung n Dar dacă vezi timpul lung, îți dai seama că toate scăderile astea, până la urmă, sunt oportunități să cumperi companii bune. Companiile astea le vezi. Mă duc și mă uit, mă duc în piața Victoriei, văd brd acolo, scrie mare siglă sus, produce bani, e profitabilă. De când e în România, banca asta a produs tot timpul bani pentru acționarii ei a dat dividende. Banca Transilvania, la orice colț de stradă mă duc, văd Banca Transilvania. Am luat mașină, mă duc și când bag petrol, bag benzină de la OMV Petrol, mă văd acolo. Asta înseamnă bursa românească. E simplu, e palpabilă. Bagă bani în ea și o să ai câștigul ăsta de capital și dividendele pe care aceste companii mari, sigure, Transelectrica, Transgaz, Romgaz, Electrica, Fondul Proprietatea, Hidroelectrica, nu mai zic, toate companiile astea sunt la bursă, sunt simple, sunt ușoare. Iau pe unii spune, eu vreau să cumpăr uh, companii în America. Foarte bine. S&P 500. Dacă vrei să cumperi un ETF, să cumperi un ETF, nicio, e simplu. Dar dacă vrei să faci stock picking, ce înseamnă? Adică să alegi acele companii. În România ai, zic eu așa, grosomodo, cam 60-70 de companii din care alegi. În America ai vreo 30 de mii. Păi cum alegi tu din 30.000 dacă nu te pricepi? În România măcar le știi. Și plus că nu ai acces așa ușor la informație ca și la companiile românești. Mai e și palfus orar. În România dacă se întâmplă ceva, afli instantaneu. Ai un timp de reacție, știi ce se întâmplă, înțelegi. Acolo s-ar putea până afli tu Mulți abonați de-a de mei mi-au spus, domnule, eu nu mă bag la bursă, că sunt multe companii de stat și acolo sunt ceauri puși politic, se fac mânării, își dau bonusuri și atunci scade profitul companiei la ce bonusuri își dau ăștia. Și ne deau exemplu lui Transelectrica, care fiind singura companie de transport a curentului electric pe teritoriul României și au dat nu știu câte bonusuri anul trecut în decembrie, a fost un scandal pe ziare, cred că ai văzut și tu acum un an în decembrie. Practic, eu dau bonus a angajați când au fost mai performanți decât concurența noastră sau decât colegii de la alte companii. Dar când eu singur pe piață și am monopol total, nu aș justifica bonse respective. Și atunci ce zice, dom'le, ăla fiind companie de stat și având oameni puși politic acolo, ea poate să-mi sifoneze profitul și să mă afecteze pe mine ca și investitor. E o discuție și aici. de te-am da, să, spun, să spun care e părerea mea. E important ca oamenii care fac parte dintr-un consiliu să fie oameni de competențe sau să aibă competențe în domeniul respectiv sau domenii care să țină leg. Poate nu trebuie să fie știi, un consiliu de administrație conform unor reguli de bună guvernanță corporativă, are niște criterii de independență, adică tu ar trebui să îți alegi niște membri care să nu fie din companie și niște criterii pe de altă parte care țin ca fiecare să poată să acopere o anumită zonă. Dacă unul acoperă o zonă, chiar dacă nu este tehnic, nu e inginer, dar știe foarte bine să acopere zona de finanțare, pentru că o companie precum Transelectrica, dau exemplu, ar avea nevoie de bani și atunci are nevoie de un reprezentant care să poată să se prezinte în fața potențialilor investitori, e bine să fie acolo. Dar criteriile, criteriul principal după care alegi un Consiliu de Administrație este competența. Nu alegi oameni acolo, din perspectiva mea, alege politic, este uh, descurajator. Lucrul ăsta se vede, de altfel, pentru că aceste companii sunt discountate din multe puncte de vedere, dacă factorul politic este evident și mai ales calitatea celor care sunt acolo este pusă la îndoială. Dar odată ce ai, eu vorbesc acum la modul ideal, dacă ți-ai luat acești oameni, tu le stabilești, uh, sau Consiliul de Administrație stabilește pentru executiv sau acționarii mai departe dau un mandat acestui Consiliu de Administrație să îi îndeplinească anumite KPI-uri, niște uh, uh, Project. Criterii de performanță, criterii de performanță de, nu? Criterii de performanță. Și ei acolo spun, doamne, eu îmi dau toată silința ca să îndeplinesc criteriul ăsta. Dacă îl depășesc, am dreptul la un bonus. E bine, așa mi se pare corect un bonus. Pentru că nu câștigă doar el, câștigă toți, câștigă toată compania, câștigă și ceilalți acționari. Aia, aia, da, este forma corectă prin care se apreciază un bonus în, 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 în accepțiunea mea. Altfel, dacă primești bonusuri doar pentru că ești așa și nu contează ce s-a întâmplat, e discutabil. Și normal că lucrurile astea ce fac? Ele îți, îți discountează prețul în piață pentru că acționarii constată că este injust ca anumite lucruri să se întâmplă și își vând acțiunile alea. De ce? Pentru că nu vor să aibă participații într-o companie în care tu simți că nu ești respectat când alții îți iau ție din bani. Și bursa face dreptate până la urmă în acest preț. Și companiile astea unele sunt mai valoroase, sunt mai puțin valoroase și din factori care, iată, nu țin doar de profitabilitatea, o, o, profitabilitate, ci și de perspectiva de a se îmbunătăți și guvernanța asta corporativă e foarte importantă. E, transparența este o virtute pentru companiile listate, pentru că ți arată cât de bine te poți prezenta tu în fața tuturor. Și cu cât tu te prezinți mai bine, cu atât oamenii te doresc mai mult, pentru că știu că ești valoros și crește, îți crește preț, prețul acțiunii și dacă îți crește prețul acțiunii, tu ca acționar stat chiar, poți la un moment dat să-ți mai vinzi o parte din acțiunile astea. Adică statul, vorbim de companii de stat, normal că este dezirabil să încurajeze ca oamenii pe care îi țin în Consiliul de Administrație să fie oameni foarte buni, pentru că îi crește avuția. Altfel, dacă sunt doar niște sinecuri... Cât de important e un Consiliu de Administrație la o companie de asta de stat, adică... Foarte important. Ce face Consiliul de Administrație? Consiliul de Administrație trasează în principiu strategia pe care o are acea companie, se presupune. da. Teoretic, că un Consiliu de Administrație este ales de. sau el este ales de către acționari. Este dreptul acționarilor în Adunarea Generală Ordinară să aleagă un Consiliu de Administrație. Odată la patru ani, sau când mai este cazul, dacă se mai schimbă membrii, dacă se cere revocarea, în fine, sunt mai multe criterii. Acest Consiliu de Administrație reprezintă interesele acționarilor. Cum pot să devin eu în, în, în AGA membru, AGA, cam câte acțiuni ar trebui să dețin la companie procentual ca să. Pot să fiu auzit și eu și ascultat acolo. Ca să intru pe aplicația ta, să votez și eu. O acțiune. O acțiune o singură acțiune îți dă dreptul să intri, să votezi, să vorbești, să te prezinți la o adunare generală. Păi dacă suntem 10.000 și toți vrem să vorbim, ce facem, Mihai? Veniți, la, veniți prin aplicația mea și vă creez acces, tocmai, uite, it -ul. Și prin aplicație intrați prin iVote. E, e singura avea... aplicație pe care ai dezvoltat-o din da, România, nu? Da, se cheamă iVote și îți mulțumesc că ai adus aminte de ea. Mihai are o aplicație foarte interesantă și genială, de fapt, că eu ca acționar la bursă nu mai trebuie să mă duc la poștă sau nu mai trebuie să mă duc în, la Ploiești, dacă e firma nu știu care de petrol, din ploiești, intru pe aplicație, vorbesc, votez. Exact, faci totul ca și cum ai fi în sala de ședință. Ai folosit-o acum pentru hidroelectrică, nu? Da, da, da. Și ce feedback ai avut? Toată lumea e fericită. Îți dai seama că oamenii uh, economisesc timp, stau acasă, nu mai trească. Imaginează-ți că tu ești în uh, Cluj. Și vrei să participi la Hidroelectrica Dar tu să, da să vii cu avionul, să te scol de dimineață Să te desbraci pe la aeroport Plus că, da, nu mai zic <laughs> Și uh, ai accesul ăsta Ai și acces către managementul companiei Îi adresezi direct întrebări prin aplicație Ceea ce, du-te tu să vorbești Acum cu, uh, dacă vrei, nu tu Poate un om zice: Vreau să vorbești eu cu managementul companiei. Nu prea poți. Nu ajungi ușor să vorbești cu cineva dintr-un CEO unei companii. Trebuie programare, trebuie timp. Dar la adunările astea generale îți dau acces la ei. Poți să le adresezi întrebare așa și prin aplicație sau să te duci fizic acolo, ceea ce e un mare, e un mare lucru să te intereseze de fapt participația ta. Și pentru asta îți trebuie o acțiune. Dacă vrei mai departe să fii membru într-un Consiliu de Administrație, e important să ai ori tu suficiente acțiuni astfel încât ele într-un într procent de vot să te scoată câștigător în, în favoarea, să spun, de în defavoarea altor, adică poate participă mai mulți pe același uh, loc în Consiliu sau să ai acționari care îți împărtășesc viziunea, pentru că tu te poți duce la niște acționare și să le spui, mă pricep foarte bine în domeniul electric. Știu asta, am expertiza asta, am experiența asta, etc., etc., etc. Dacă mă votați pe mine în Consiliul de Administrație, mă susțineți, eu voi putea să vă cresc valoarea acțiunilor voastre cu atât, pentru că am aceste idei, A, B, C, D. Și oamenii aceia spun, spună, bă, uite, Sorin e foarte bun și ne-am bucurat să putem să-l susținem ca poziție într-un Consiliu de Administrație. Deci ai nevoie de acționari care să-ți dea să pună votul pe tine ca tu să ajungi în acel, să devii membru în acel Consiliu. Unde ai alte puteri? Ai puteri de a decide, de a te opune anumitor decizii, de a investiga anumite lucruri, adică de a te implica în viața companiei realmente foarte conștiincios. Păi și atunci dacă Consiliul de Administrație decide care e linia companiei pe viitor, CEO-ul ceo ul execută execută, păi da. atunci poți fi o CEO oricine, că eu iau lista de la Consiliul de Administrație, spun, bă, tu trebuie eu. să te scoli la 8 dimineața să mănânci micul dejun, te duci la birou, sunt pe secretar, nu. o bagi la tine în birou. Ei, nu e chiar așa. Consiliul de Administrație spune, vrem să fie mai profitabilă, vrem să mergem pe zona aceasta să investigăm, spre exemplu, zona ECO. Uite, spre exemplu, companii precum Petrom, dacă ai văzut Electrica, au început să cumpere multe spații uh, cu parcuri fotovoltaice. E bine, astea nu sunt niște decizii. Astea sunt niște decizii care s-au luat la nivel de consiliu de administrație. Și mai departe, executivul ce face? Începe și le caută negociază pentru ele, studiază care sunt bune, adică intră partea aceea, știi cum, mi-am luat hainele de pe mine și încep și fac treaba. De lucru. Dar cel care a făcut strategia în spate și care a spus, cred că viitorul este eco, este Consiliu. Am văzut că hidroelectrica construiește sau uh, vrea Aia, să... Cel mai mare. Nu? Cel mai mare par fotovoltaic din, uh, Asta e o din Europa, nu? Și executivul va pune în aplicare dacă se va întâmpla acest lucru. Au făcut deja demersuri? Au, uh... nu știu să spun. Nu știu, să spun. Casa era va fi un boom puternic. Îți dai seama. E o piață care se dezvoltă sub ochii noștri, piața aceasta Eco. Uh, și o să vreau să discutăm puțin și despre ESG, pentru că e interesant. Despre? ESG. Ce înseamnă? ESG este uh, un acronim de la Environment Social și Governance, care este, de fapt, acest uh, acronim deservește, în momentul de față, cel mai des întâlnite investiții pe care le fac străinii. Și revin la ele Te rog. doar după o secundă. Da. Câteva secunde. Piața eco se dezvoltă, o vedem în jurul nostru. Tesla, mașini, energie verde, lumea împărtășește, îmbrățișează acest domeniu din ce în ce mai mult. Ne place foarte mult tuturor, e mai curat. Încep să apară companii în România care fac acest lucru și care se bucură de un uh, suport din partea investitorilor incredibil. Eu am o astfel de companie, se cheamă ESIMTEL, e o companie pe piața aero și dau acest exemplu, am, o denumesc eu Tesla de România, pentru că ea a reușit să capaciteze interesul publicului investitor, tocmai pentru că are aceste lucruri pe care lumea le dorește și asta înseamnă beneficiu acelei acțiuni de care vorbeam eu la începutul emisiunii noastre, că lumea vede un viitor și când tu, uh, ca mă rog, strategie, te aliniezi și poți să fii poate puțin înaintea vremurilor. Și vremurile încep să te prindă din spate, adică tot curentul ăsta vine și te completează când tu de fapt ai început să fii foarte bun. Asta înseamnă că s-ar putea la ai șanse foarte mari, tu ca mă rog, companie de acest gen, să devie un star la bursă. Și lumea să, cei care întrevăd acest lucru, să câștige foarte mulți bani cu tine. Asta este o astfel de companie, și acest domeniu uh, eco e un domeniu care va prinde. Și vedem că ăsta e viitorul, și nu întâmplător hidroelectrica își cumpără astfel de parcuri sau vrea să participe, să creeze astfel de parcuri. Electrica o face, uh, Petromul o face, uh, este implicat la rândul lui. Adică, Aici sunt bani, asta înseamnă să ai viziunea asta pe termen, lung când te uiți la bursă. Nu trebuie să privești numai astăzi, se consumă cafea, cumpără doar cafea. Poate mâine o să consume altceva, o eco, nu știu ce. Și dacă ai capacitatea asta de a vedea puțin în timp, acolo vei face niște bani. ESG-ul îți, îți dă puțină transparență așa în ce înseamnă acest viitor. Fondurile și-au dat seama că noi ne dorim o planetă mai curată. Adică fondurile spun ce își doresc oamenii dacă te uiți așa generic? Vreau să, fim, să nu mai fie poluare. Vrem să fim socialmente echitabili între noi. Vrem să, fim, să ne includem unii pe alții, să nu mai ne urâm. Ce vrem de la companii? Să dispară haterii. Să dispară <laughs> haterii. Ce vrem de la companiile în care investim? Sau ce vrem de la companii? Nu vrem să ne luăm țepe. Nu vrem de astea de pui bani și pierzi. Vrei transparență, care transparență înseamnă să fie niște reguli care tu când te duci acolo, ele sunt îndeplinite, adică și ce respectate, ce da. Și ai spus așa e, nu doar l-am făcut o declarație la mișto. E, acest lucru a început să capete foarte mult contur în piețele externe, în piața, în piața, americană, în piețele europene, în piețele asiatice dezvoltate, această conotație a ESG-ului. Și fondurile, pentru că respectă pentru că și cum se întâmplă? Fondurile de unde au bani? De la noi. Cum îți atrag ție mai ușor banii? Spunându-ți, Sorin, uite, banii pe care tu îi dai mie, eu o să am grijă să investesc în acele companii care respectă lucrurile astea, care ne fac nouă tuturor viața mai frumoasă. Și tu ai și ai spui, Poate ce bine, uite că ăștia respectă, adică o să cumpere, le dau bani pentru că ei vor căuta companii care respectă, spre exemplu, environment. Adică Tesla, de ce a crescut Tesla foarte mult, printre altele, ca și crezul lumea în așa ceva, de ce a crescut Sintelul foarte mult, pentru că el crede lumea în așa ceva, în viitorul acesta, al curat, uh, care investesc bani apoi pe această <coughs> particularitate de social. De ce cumpere companii în care nu-i mai pune pe copiii la muncă 2 dolari pe zi prin Indonezia, nu știu pe unde respectă, sau în care există echitate, egalitate între sexe sau în care există incluziune când vine vorba de trans, nu știu ce, și care vezi că în lumea asta există. Adică, până la urmă, diversitatea asta e acceptată și unor încurajată. Există guvernanță, adică este transparență, când spui o treabă e să respectă, oamenii sunt serioși, adică tu când te duci și cumperi dintr-un loc benzină de la OMV pe trom, tu știi că e aceeași tot timpul acolo, nu te duci la un OMV pe trom, mâine îți dă jumate apă. Juma apă, nu, adică asta înseamnă să, să fii, îți dau un exemplu așa, oarecum, ca să înțeleagă lumea ce înseamnă această guvernanță, adică respecti ceea ce ești, ceea ce spui că ești și arăți tuturor că ești așa. Și atunci fondurile cu preponderență investesc în așa ceva. Și în România începe să se formeze și acest trend. Și cu cât companiile românești vor începe să se alinieze la aceste norme și o să arate că sunt mai atente față de mediu, sunt mai atente față de oameni, sunt mai atente față de transparență, cu atât vor intra bani mai mulți în ele de afară. Și intrând bani, cererea mai mare pe acțiuni, crește prețul. Și iată cum cumperi Poți să cumperi niște acțiuni, sau mai bine spus, poți să ai în plan să găsești niște companii pe care să, în care să investești, plecând de la aceste trei considerente și să-ți dai seama că ele vor fi mai valoroase peste an de zile. Pentru că e un trend care va veni și în România din ce în ce mai mult. Ce face Tesla de România, compania asta? Asta a, crește, a crescut foarte mult, Ea face, e implicată în domeniul acesta al uh, gestionării și producerii, deci este în zona fotovoltaică și lucrează cu mari retaileri, uh, spre exemplu cu Mega, cu Dedeman, chiar l-are pe Dedeman în acționariat. Uh, deci este un business to business, nu e un business to client. B2B. Da, și care el dezvoltă și administrează mai departe parcuri foarte mari de, uh, pentru companiile acestea care doresc să fie cum, mai friendly environment. Deci eu îmi fac un parc fotovoltaic și eu nu mă pricep la business-ul ăsta, eu doar sunt investitor și tu mi-l administrezi prin compania asta, nu? Cam asta Ia e rolul ei, nu? El și face și mai nou cred că este, se implică din ce în ce mai mult pentru că orice business care uh, devine din ce în ce mai important într-o, să spun, se, uh, capătă din ce în ce mai mare importanță Cred că știi mai mult la bine decât mine. De multe ori intri într-un business crezând că ăla este businessul exact, dar se ramifică foarte mult în timp. Apar niște oportunități la care nu te fi gândit. Vin alții la tine să spună ce ai zice dacă facem treaba asta. Și uh, eu zic că în momentul ăsta simt în această ipostază în care el găsește fel și fel de alte businessuri care sunt conexe și care îl vor dezvolta atât pe orizontală și pe verticală. Eu cred în acțiunea asta, am spus-o și la începutul anului când am dat așa un fel de scoring al companiilor pe care eu le, le vizez să le am în 2024 și anul acesta cred că are vreo 30% din ianuarie crescut doar. Wow, da. așa mult? Da, da. Uh, tu mai lucrezi uh, ca și broker, uh, ai clienți, adică cineva poate no. să te contacte? Nu. Nu, no, nu mai fac brokeraj de... Nu mai faci brokeraj. An de zile. Am crezut că așa de hobby în timpul... Ajut <laughs> prietenii întotdeauna, cum să spun, Oricine dorește să afle. Oricum, oricând poți să dai un sfat în sensul că zic băi Mihai, vreau să mai bag niște bani. Ce previziune ai pe anul 2024? Adică în da. ce companii să bag banii? Eu am spus că companiile în care eu sunt acum investit sunt Simtel și RomGaz. Am și Electrica. Dar pe primele două, prima am descris-o. În a doua, cred că proiect, adică proiectul acesta Neptun va cântări din ce în ce mai mult. în. în Era cu Marea Neagră? Va cântări din ce în ce mai mult, el va. Dar au început să. Nu. nu. Adică sunt eu. Un... Faza incipientă, un... studiu de e... fezabilitate, sau sunt în ce fază fazele sunt? Fazele care cred, cred că s-a și extras puțin, dar, în fine, uh, sunt. De mostră, așa. Da, sunt, uh, știi cum e, Asta sunt proiecte uh, care durează mult până se pun pe picioare, dar care și produc mult după aceea. Și odată ce uh, faza aceasta incipientă trece, uh, când el o să înceapă să. Producă, atunci lumea o să-i vadă, să vadă valoarea. Cu alți ochi. Bine. Și eu acum o pregătesc într-un fel pentru momentul acela. Cred în această acțiune, plus că e o acțiune care, fiind un monopol, uh, monopol având o, o situație care e alături de Petrom, e e împart această piață, uh, au uh, un randament foarte bun. Adică e o companie care va da un dividend oricum în anul acesta, un dividend bun. Mă aștept la un dividend bun. Mă aștept și la hidroelectrica la un dividend foarte bun pentru rezultatele financiare ale anului 2023. Au apărut acum de curând o... Piața a fost foarte volatilă zilele acestea, când au apărut două rapoarte pe hidroelectrica. Primul raport de la City care dădea un downgrade, deci un underweight de la 100, era piața în fine 130 aproximativ și a dat 105 lei. Și piața s-a clătinat puțin, dar s a rezistat. S-a dus în spate cu vreo 12%, 15% de gât. Abia la al doilea raport care a venit de la, de la Morgan Stanley, care a dat 95 de lei, în momentul ăla lumea, toți cei care... S-au panicat. Care, care credeau că piața rezistă, până la urmă toți erau de fapt ușor inflamați. Asta înseamnă o panică. Era o panică care se așteptă, să spun, dacă nu se întâmpla nimic, ea se disipa ușor de la primul raport și poate că acțiunea în speranță, acestui dividend și mai revenea, stătea, Dacă stă... dar când a venit al doilea raport, acesta a venit și a, a zis, băi, e, e 95, ceea ce vedem noi. Și atunci toți s-au început să vândă, ieri s-au făcut un volum foarte mare, s-au făcut 1.600.000 de acțiuni, adică 60, nu știu, cred că 50 de milioane. Adică Pentru cei care nu se familiarizează, fă o comparație ca să înțeleagă... Într-o zi o... obișnuită, cred că nu se face un milion. Pe, pe o companie pe sau hidroelectric. pe, pe hidroelectrică. Un, un milion de acțiuni pe hidroelectrică. O acțiune e 100, de, 100 și ceva de lei, să zic, acum. Da. 100 de milioane de lei. Adică e o valoare. Ieri s-au făcut un milion și ceva. Un milion de Nu, un milion de mii. Într-o zi obișnuită nu se, fac 100, nu se fac nici, cred că 50 de mii, poate 50-100 de mii maxim. A, deci de. de 20-30 de, de, de ori mai, 30 mai mult. 30 de ori mai mult. Asta a fost efectul panicii. Compania asta este gândești? S-a întâmplat ceva cu compania asta în mod special pentru cineva pe termen lung? Nu s-a schimbat nimic. Aia curge Când s-a listat care... cât era acțiunile? Dacă o luai cu discount, 100 de lei. Cine a băgat bani în hidroelectrică? Deci a practicat... acum, practic, fiind 90 de lei, mai puțin decât. Cu... Nu, 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 nu e 90. Acum ea în piață este 120 de lei. Ok. N-a pierdut nimeni pe această companie dacă. Nu mai există că au calculat au, ăștia au făcut, de la Morgan. Un raport de, care spune așa. Noi credem că această companie ar va valorează 95 de lei pe acțiune. Nu 120 cât e acum. Exact. Ea era 130 când a apărut. Uh -huh. Și efectul a fost că lumea a zis, doamne, dacă ăștia au venit să spună acest lucru... Înseamnă că ăsta e prețul real. Asta e prețul real. Acum o să rămână de văzut dacă e așa. Până la urmă este un raport. Mai sunt și alte raporte care dau prețuri mai mari. Deci piețele financiare comportă acest risc. Asta vreau să spun. Nu e, nu e ca la dobânda bancară. Bă, dobânda bancară m-am dus, am pus la 1 ianuarie... Niște da, bande. știu că am 3% și mi-au... Uh... 3% sănătate, nu mă mai mișc. Da, numai că oamenii nu se uită și la inflație, știi? Aia, nu mai zic, mai pierzi. Acum pierzi cu dobânda bancară, cred. Foarte mulți m-au întrebat că a fost o, o, campanie mare de publicitară, de marketing în momentul când s-a listat hidroelectrica. Și toți abonații mei care i-am convins să investească la bursă și au crezut în mine și care mulțumesc acum că au crescut cu 30% ți-a zis într-un an de zile, au zis, domnule, ce facem? Luăm acțiune acum sau mai târziu? Și au zis, bă, faceți ce vreți, ce simțiți, dar eu o să iau mai târziu pentru că de obicei când se listează o companie, ce am citit și eu, că sunt novice, nu sunt la nivelul tău nici și pe a 10 parte sau ceva, când se listează o companie e o euforie mai mare și atunci cererea, e, e raportul practic cere ofertă, după care se mai estompează un pic și pe parcurs cad acțiunile și o să cumpăr mai târziu, dar voi faceți ce vreți. Le-am dat un sfat bun sau un sfat prost? Pentru unii a fost bun, <laughs> <laughs> pentru unii nu. De fapt, evoluția aia este în cam în felul următor. Dacă e o companie bună și foarte dorită, ea face un spike la început, adică se duce mult în sus. De ce? Că nu primește toată lumea. De unde îți dai seama că e foarte dorită? Când ea vinde de 100 de milioane de lei, să spună, ta vrea să vândă de 100 de milioane de lei acțiuni și pe masă se pun 500 de milioane. Când s-au pus 500 de milioane de lei din partea celor care doresc să cumpere această 100 de milioane, înseamnă că nimeni nu își primește integral. Toți vor fi vor lua câte 20% din uh, ceea ce au pus, vor fi alocați pe o rata. Și atunci, banii care le-au rămas, mulți vin și cumpără în continuare ca să-și îndestuleze poziția, pentru că ei cred în acea companie. Și dacă există o cerere foarte mare, cum a fost la hidroelectrica în zi, primele zile, era destul de probabil ca acea cerere să se consume și ulterior în piață, adică prețul acțiunii să crească pentru că cei care n au luat să-și ia marfa pe care și-au dorit-o. Dar asta se vede când e cererea foarte mare. După aceea. Uh, se întâmplă următorul fenomen. Unii nu acceptă să nu ia. Și ce fac? Cumpără mai scump decât trebuie. Și se duc și cumpără și cumpără și cumpără și cumpără și la un moment dat Acțiunea asta ajunge la un preț care nu mai e justificat, adică ea nu mai de la 100 de lei la 100, nu știu, nu mai merită să o cumperi pentru că te uiți la niște prețuri, sau zici, băi nu mai fac și un, un mm -hmm. calcul cât dividend îmi dă, atât sau cât mă aștept să fie mm -hmm. de profitabilă. Dacă este prea puțin profitabilă sau mai bine spus, prețul devine mult prea mare astfel încât raportul acelui dividend să fie prea mic, ar trebui să nu mai cumpăr, ba poate ar trebui chiar să o vând." E și se întâmplă ca, după starea asta de euforie, mulți să cumpere în continuare, și piața, când ei se termină aceșt, acest ultim val euforic, piața are un declin pentru că nu are cine să mai ia. S-au consumat și ultima resursă din buzunare. Și ea se duce în jos, și atunci apare categoria celor care, aș, care au ratat momentul, cum spui tu, și care spun, uite, e un moment bun să iau acum, dar le iau la siguranță. Adică sfatul pe care tu l-ai dat, poate unii făceau mai mulți bani, dar poate de altă parte, unii fac mai mult, e mai sigur să aștepte acea, acea uh, cotitură a pieței când ea devine predictibilă. Pentru că la început e foarte agitată piața după un IPO. Nu știi, adică presupui, sunt doar niște presupuneri astea pe care le facem. Dacă am ști. Ar fi prea ușor. Da, e și dificil să dai sfaturi, și eu mă pun în pielea unui broker, că de multe ori se întâmplă ceva și ai dat un sfat, cumpără sau vinde, și omul se reproșează. Bă, dar ți-am dat și comision, mai și băgat în. Acum <laughs> acum e mai. sau mai ales după, după 2008, nu prea se mai dau sfaturi. Aici nu se mai dau sfaturi, nu? S-au trecut la niște reguli. MiFID 2 se cheamă în care tu faci. Pentru că înainte se dădeau cu multă ușurință sfatul. Erau și genul acela, doamne, eu i-am spus să cumpere, dacă o să crească, e foarte bine. Dacă scade, dau din numeri. Dar știi cum e... Cazul Sima de la Sibiu? Nu o comentez. <rătări> <rătări> nu, da, și atunci zic că, știi cum e, că dacă e să fie bine, e bine. Dacă e să fie, zic, doamne, asta a fost piața... N-ai avut bine. noroc. Nu, Ai uite, noroc de dragoste. Da, uite, nu știu ce s-a întâmplat. <rătări> da, uh, și pentru că se dădeau sfaturi cu lejeritate, Până la urmă, instituțiile de reglementare au venit și au pus niște reguli și Stop. Au spus, ca să poți să dai sfaturi, trebuie să fii consultant, trebuie să profilezi clientul ăla. Ce fel de client este el? Adică Cât de dispusă să riște? E pregătit, adică tu presupui că ești pilot de Formula 1, îl iei pe unul lângă tine mașină, crezi că poate să țină sau mai bine îl conduci frumos cu autobuzul pentru că aia își dorește. Pentru el drumul relaxat este să stea acolo pe locul lui, să nu fie, să nu nicio, exact. să fie stresat. Și această profilare, această cursurile astea de consultanță au, au dus foarte mult piața asta a sfaturilor într-o zonă care este, cred eu, mult mai rezonabilă. Dar da, ți asumi când, indiferent, și dacă nu ești broker, și dacă, uite, e rolul tău sau rolul meu și spunem cuiva, eu le spun tuturor, băi, mi-e -mi e greu să-mi administrez proprii mei bani. Pentru că dacă eu greșesc, Mă duc uh, la oglindă, mă uit la mine urât uh, și mă duc și mă culc eventual. Și am învățat ceva din chestia asta, ca uh, face parte din uh, experiența mea. În schimb, dacă îi spun cuiva și omul ăla pierde bani, dacă el nu înțelege că eu n-am avut nicio secundă uh, intenția de a-l face să piardă, i-am dat toată credința mea, dar nu nu s-a nimerit acolo, adică s-au întâmplat niște lucruri care nu au. Țineau -mi de mine, da. Sau poate chiar și dacă m-am înșelat. Dacă omul ăla mă înțelege și spune, voi, e normal. Asta este, mi-asum. Că și tu pierzi câteodată, aș putea să, uh, să vorbesc cu el. Dar experiența mi a arătat că oamenii în general, când le dai sfaturi bune, sunt cei mai buni prieteni cu tine. Iar când le dai uh, câte o chiftea de asta și se mai întâmplă în viață, nu, mai nu. Asta puțin, e. puțin, stau și vin. Da, asta să spună, e mentalitatea. Să spună, bă, se întâmplă, stai liniștit Am pățit o când el. Da, da, te și, cred. Și nu, de asta nu prea păi mai când e, eu... când e de bine din cauza lui și când e de rău exact. din cauza ta, știi? Exact. cam așa e. Da, și se mentalitatea. nu ai cum să nu. că adică nu există unul care să câștige 100%. Să dea tot, tot timpul să pună mai pe câștigătoare. Nu există. Deja dacă ai o rată de 7 uh, din 10 câștigătoare, ești foarte, foarte, foarte bun. Foarte bun adică exact, ești da. Da, da. Nu există la. că te nimerești tu când la un moment dat să prinzi una necâștigătoare cu cineva. Bun, și în momentul când vrei să speculezi la bursă sau cum ai zis tu ești un investitor activ, îți asumi niște riscuri, pentru că asta este, câștigi bani mai mulți și riști mai mult. Adică, astea fonduri investiții ai grad de risc între 1 și 5, vrei 5, s-ar putea să pierzi banii. Vrei 1, n-ai cum să pierzi, dar nici câștigul nu mai mare decât la dobânda de bancară. Adică, da, practic, da, e aptul da. Ce Raportul de risk reward este unul pe care tu-l ți stabilești. Dacă poți să stai lângă un pilot de Formula 1 sau asta vrei în viață, te duci cu așa ceva. Îl vine și te sună la... Îți fel, asumi adrenalina. Bag 100 de mii, toți banii pe care ai în cont, acum mai băgăm pe Petrom. Îi baci sau nu îi baci? Normal. Rog. Și dacă îți place riscul, și am avut clienți. De deci ce? Asta îmi cereau. Nu vreau ceva, eu vreau numai de-astea, rachete. Formula 1. Dacă pierd, îmi asum. Îmi asum. Unii și asumau. Adică înțelegeau câteodată până unde poate să pierdă sau unde dau niște criterii. Eu vreau să-mi dai niște acțiuni care să fie foarte bune, foarte riscante, îmi place riscul, merg cam atât până într-acolo. Nu vreau să pierd tot, vreau să pierd 50% sau... Și știam ce să fac, dar era o înțelegere, dar numai cu oameni pe care îi știi foarte bine, pentru că altfel nu e nu e, nu e ușor să da, gestionezi normal, să, exact, îi dai să-l construiesc spunul care pe de sute de mii sau milioane, da. ce să-i spui sau ce argument să... Am o odată, m-am dus la, te că asta e o întâmplare, era, te rog, m-am dus la, eram broker, de aia seama, vremea aia se făcea sfaturi, se dău cum voia. Adică nu există. La telefon, ce am a văzut la televizor, ce părere ai? Cumpăr sau. Uh... Și m-a dus la el acasă, mi-a dat uh, deschisese în cont și m-a chemat acolo, ai la mine la birou, nu știu ce, deja deci nu o niciodată de deci, ce de povestit. Și a zis, hai și acum că am încheiat tranzacția și totul e bine, sper să meargă bine și a scos un pistol și l-a pus pe masă. Că uite ce se poate întâmpla. Se să în momentul la ce faci. Deci eu, el, el așa, într-un mod... Uh, lejer, așa. Lejer, așa, mi-a dat de înțeles că ar fi bine să greșesc care era, cu, cât aș mai fi putut eu să fiu de, de relaxat, în a, cre, în a crede că aș putea să-l conving pe el că o greșeală este inerentă câteodată, adică nu poți să dai. Normal, oamenii nu înțeleg că atunci când administrezi bani, Greșeala face parte din această. De ce l-a fost motiv pentru care renunțat la brokeraj de a nu, doua nu zi? Neapărat, <laughs> nu, asta se <laughs> întâmplă de moda. Glumesc. La zic așa, nu, brokerajul pentru mine cel mai important a fost la Swiss. Acolo uh, mi-am dat eu, să spun așa, uh, examenul. Uh? Examenele, cu toate că aveam o foarte mare experiență în spate, dar acolo am ajuns să lucrez cu instituționali. Mergeam în America, mă întâlneam cu fonduri din America, cu uh, fondurile din România. Eu cu totul altă industrie, industria fondurilor, industria instituționalului. Lucrez la alt, la alt nivel, ai alte percepții asupra pieței, ai alte modalități în care gestionezi relațiile acestea, sunt diferite de retail. Dacă ai... De asta și societățile de brokeraj sunt împărțite la noi. Sunt societăți care sunt calibrate pe retail, cum am, am amintit mai devreme, sau unele care sunt specializate pe instituțional, cum e Swiss. Tu ai un doctorat în economie, pe ce temă l-ai făcut? Am mă gândesc făcut, că tot legat de piață am, de capital, nu? Am făcut un uh, doctorat în finanțe comportamentale la ASE, uh, pentru că mi-am dat seama după foarte mulți ani că ceea ce contro controlează cel mai mult piețele de capital este sentimentul uman. Adică comportamentul. Foarte interesant. Da. Oricât am încercat eu, când eram tânăr, când uh, începusem în cariera mea de broker. Prima oară studiam analiză tehnică, să înțeleg, de fapt, am început așa, analiză fundamentală, să înțeleg ce înseamnă o companie. Ai făcut o școală de broker? pe vremea aia exista vreo școală de brokeri, un curs a, sau. Am făcut un curs. Prima, în, în anul 1996, am făcut un curs. La societatea de brokeraj la care m-am angajat, s-a făcut un curs de trei luni de zile, un curs mult peste vremea lui, care ne-a trecut prin toate, ne-a ne dat pilonii pe care noi să ne construim mai departe toate aceste cunoștințe. În, intrând în meserie, după ani de zile, după ce a trecut perioada aia de cuponiadă, care nu avea substanța aceasta economică sau a pieței de capital, dar când au început să se formeze piețele de capital pe o piață de capital în România, am început să studiez să analiză fundamentală, să înțeleg ce sunt companiile astea exact, adică să mă uit în bilanțul lor, să văd um, lucrurile care contează în contul de profit și pierdere, etc. După aia mi-am dat seama că piața nu respectă acea valoare pe care eu o descoper acolo. Și am zis, băi, ceva se întâmplă, hai să mai studiez și am căutat analiza tehnică. Analiza tehnică pe care eu am descoperit-o ca fiind o expresie grafică a unor sentimente. De fapt, oamenii se comportă similar prin pofida unor reacții pe care le-au față de piață, de anumite nivele, de anumite prețuri, de anumite ipostaze în care sunt ei puși. Și atunci lucrurile astea rămân pe grafice cam la fel. Și dacă știi să le interpretezi, încerci așa cumva să... Ele au un caracter premonitoriu, încerci puțin să-ți dai seama cam ce ar urma. Nu e o știință exactă, nici pe departe. Dar dacă ai confortul uneori că te ajută, e bună. Ai, pleci la drum cu un aliat, îți dă puțină putere. Și e foarte bună mai degrabă partea asta în analiza, analiza tehnică, în ceea ce înseamnă partea speculativă. Pe păi mine mi-a plăcut, eu am fost un mare speculator. Noi, în începuturile noastre au fost numai speculații, noi nu aveam bani pe vremea 96-97, aveam da. troleu, nu mergeam. Uh, și dai că noi speculam bani pe care ne aveam, adică eu mergeam acolo și cumpăram, aveam 1000 de dolari toți banii și puneam ordini de 10.000, mă rugam să orice, știam că trebuie să închid în ziua aia, <coughs> că eu nu aveam bani să-i pun. Adică făceam speculații, numai din speculații, din speculații, din speculații. Și n-ai că... N-am pățit. Că... N-ai pățit. pățit, nu? N-am pățit. <coughs> am, am să-mi pierd adesea mare parte din bani. Adică am, am pentru că uh, la bursă, doctoratul real ți-l dai știind când, când alegi să pierzi bani. Toată lumea știe să câștige. Dar când ai o poziție care știi că nu merge bine și îți intră în pierdere și tu îți dai seama că ea urmează sau te gândești că urmează să fie și mai rău, e foarte greu să iei decizia să pierzi bani. Pentru că e împotriva ta. simți instantaneu. Bă, pierd banul ăsta. Adică chiar mai plec de aici cu mai puțin bani, în buzunar. Când ai puterea de a decide să pierzi bani la bursă, aia înseamnă că ai ajuns la nivelul la care te pricepi. Și am pățit-o de două ori, am pierdut. -am, am vândut toată ținte cu 40% într-o zi, mi-am luat tot portofoliu și speculam la modul că eu cumpăram o singură acțiune. Că ata erau vremurile, eram foarte înversunați atunci. <coughs> uh. Toate, toate întâmplările astea din, din piața de capital îți lasă, până la urmă, un comportament pe care tu, după ce faci analiză fundamentală, analiză tehnică, îți dai seama că nici asta nu, nu respectă ceea ce vezi. Adică îți zici, bă, dar totuși piețele astea de ce au făcut așa ceva? Și înțelegi într-un final... Că piața este de fapt un organism viu în care fiecare, eu cu temerile mele, cu frica mea de a pierde bani, cu frica mea de a investi, cu unul care are o toleranță mult mai mare la risc, toți oamenii ăștia, un conglomerat de oameni și ei creează o singură ființă care are de fapt o identitate a sa. Și ființa asta e palpabilă într-un fel. Când ai ani de zile experiență în bursă, începi să simți această, acest personaj, care este un personaj al tuturor personajelor prezente în bursă. Și el are un comportament pe care tu încerci, încet, încet să-ți dai seama cam către ce vrea să ducă. E mai panicos, e mai încrezător, crede mai mult în economia României, crede mai puțin. Și atunci <coughs> apare. În anii 70-80 în America apare o știință care se cheamă, care s-a denumit ulterior finanțe comportamentale și care a fost de fapt o confluență între domeniul finanțelor, domeniul psihologiei și domeniul sociologiei. Foarte interesant. Și de fapt e aceste trei domenii și încerc să găsești punându-le la oaltă, îți dai seama că omul nu este rațional, pentru că toate teoriile economice dinainte de această teorie erau teoriile eficiente, în care spunea omul este rațional, caută maximizarea profitului, știe să facă ABCD ca la carte. E cum facem noi planurile Nixel? Trag Nixel, pun așa câți bani fac și trag așa în jos 30 de ani. Dar în 30 de ani nu se întâmplă așa, pentru că în 30 de ani cine știe câte lucruri nu văd eu acum. Și așa este și în aceste piețe financiare. Oamenii nu sunt raționali, sunt normali. Sunt uh, mânați de fel și fel de sentimente care pleacă din structura umană, din psihologia umană și care se reflectă întru totul în comportamentul lor <coughs> și în piața de capital. Când ți este frică, ți este frică și acolo, când ești uh, risk taker, ești risk taker și acolo. Și toate trendurile astea, inclusiv efectul de turmă de care vorbeam, este de fapt o explicație pur psihologică a ceea ce se întâmplă în piețele de capital și care are efecte favorabile sau devastatoare și dacă te înțelegi, poți să câștigi o grămadă de bani. Mulțumesc mult de tot, Mihai. A fost Mulțumesc o reală de plăcere. A trecut timpul extraordinar de, de repede. Știu că n-am atins foarte multe puncte. Oameni buni, știu că sunt multe întrebări. Vă rog, puneți-le în comentarii și data viitoare când mă, mă văd cu Mihai, ori facem un live, ori tot așa, în funcție de întrebările voastre, o să vă spune cu, cu plăcere. A fost o reală plăcere. Mulțumesc mult de tot. Mulțumesc de asemenea. Doamne ajută o seară frumoasă. Să ne vedem cu bine, să ne auzim cu bine.